Salutare, prieteni! Astăzi vom vorbi cu cea mai sexy prezentatoare de sport din Moldova, conform unui top sondaj realizat în 2010. Astfel vom vorbi despre apucături sportive. Jurnalism, televiziune, radio, femei puternice, emigrare, viața luată de la zero de două ori, sărăcie, suflet secat emoțional, familie, copii, divorț, depresie, dependență față de alcool, subconștient și bolile trupești, campanii de donații și dorul nebun de casă. Acasă e nicăieri sau acasă este peste tot. Prizonieri ai emigrației și nu în ultimul rând bucuria de sine și liniștea sufletească, regăsirea. Sunt multe de spus despre ea, despre persoana cu care o să vorbim astăzi și o să o descoperim împreună. Tatiana Pușcaș, o fată care mi este tare drag sufletului pentru că ne leagă multe lucruri precum Radio 21 și Europa Plus, televiziunea publică TV și la care am muncit și eu. Haideți să o salutăm pe Tatiana. Salut, Tatiana! Nina, salut! Așa frumos ai vorbit de mine că eu deja singur am devenit curioasă să știu despre cine vorbești. Da, mă bucur. Sincer, mulțumesc tare mult. Vai, dar ce frumos ai cum scris. Cum ai vrea să-ți spun? Tatiana, Tania, Taniușa, cum ar fi mai bine? Știi cum era o vorbă la noi? Lumpaia. Așa. Cum ții mai ușor? Cum vrei tu? Uite, Taniușa, eu o să spun așa, pentru că sora mea e Taniușa și eu, pentru mine Tatiana nu există, știi? Taniușa, persoana dragă sufletului. Eu am descris atât de multe, eu sper că oamenii o să înțeleagă de fapt în intro, pentru că atât de multe teme sunt care eu aș vrea să le discutăm noi astăzi împreună. De ce am decis că aș vrea să fii tu un invitat de onoare la mine în podcast? E pentru chiar că sunt curioasă. Da, îți spun eu de ce, fiindcă, în primul rând, noi suntem prieteni pe Facebook, da? Te-am cunoscut la Convenția Moldo-Americană și totul, mi-apărea cumva în story-uri viața ta sau cum tu motivezi oamenii prin sport, regim de viață sănătos, apă sănătoasă, apa Kangen, da? Că chiar am, deci prețuiesc mult pe oamenii care pun prețul pe valori. După aia și descoperindu-te, mi-am dat seama de fapt că ești o fată, deci tu nu ești falsă, nu știu, așa te-am simțit eu. Și zic, eu vreau să vorbesc cu Tatiana și în podcast, că ești un exemplu, un drum și uite, haide să încercăm să descoperim astăzi cine este Tatiana Pușcaș, începând cu copila aia mică. Omul de după nume, da. Da, omul de după nume. Acum lasă-mă și pe mine să fac o mică introducere. În primul rând eu vreau să te felicit, pentru că atunci când noi ne-am cunoscut la convenție, noi cumva vorbeam și am abordat subiectul ăsta despre cât de tare ne-am secat noi emoțional și din faptul că nu profesăm ceea ce ne este drag mai mult, da? Corect. Și iată, tu cumva atunci mi-ai zis că eu mi-aș dori și eu te felicit pentru curajul de a îți realiza visul aici în Statele Unite, pentru că eu te urmăresc cu mare drag și faci un lucru foarte bun. Bravo, felicitări! Mulțumesc! Sunt absolut onorată că m-ai avut și pe mine pe lista de invitat și acum când spui că te-a motivat și te inspir, în general, da. E un compliment pe care nici nu l-am așteptat, dar încă o dată zic mulțumesc și sunt onorată eu să fiu invitată ta. Eu. Uite, Taniușa, tu ești venit de la Călăraș, deci acolo unde coniacul e bun, da? Unde, la Călăraș, dar spunem stop alcoolului. Eu, de fapt, când veneam din Moldova, întotdeauna aduceam coniac din Călăraș, atât la toți oamenii dragi pe care știu deși, le spuneam că este coniac din orașul de unde sunt eu natală și e foarte gustos. Dar de când eu nu mai consum alcool, nu mai promovez alcool. Facem apă de Călăraș, trebuie să scoatem un nou brand, da? Apă de Călăraș. Da. Eu sunt de Bașină, din Călăraș, am făcut acolo școala până la 15 ani, părinții mei au divorțat după ce am terminat eu clasa a 9-a și ne-am mutat în orașul Ungheni. Ne-am făcut liceu și iarăși în Ungheni mi-am făcut foarte mulți prieteni cu care până în prezent comunic, după care m-am mutat în Chișinău și am făcut facultatea. Iar după facultate am lucrat la radio printr-o întâmplare foarte... Întâmplătoare, da? Da, întâmplare întâmplătoare. După radio m-am dus tot întâmplător la Publica TV. Și iată, inițial m-au luat pentru prezentatoare sport, după care nu m-am calificat, nu știu de ce, și am ajuns să fac voice-over. Am lucrat voice-over o perioadă și eu
m-am dus într-o bună zi să-mi cer poziția înapoi. Deci eu am venit pentru prezentatoare sport, nu știu ce s-a întâmplat, dar eu îmi doresc poziția înapoi și iată așa am primit poziția de prezentator și am mai lucrat acolo, nu știu, probabil încă un an, nu mai țin minte, și după care am ales să plec pentru că eu avem o soră deja în America, mi se pare că și tu aveai o soră. Da, am și eu, am și o soră, da. Istoria noastră este foarte, foarte apropiată, am zis. Mi-ai zis că toți sunteți trei fete. Trei fete. Da, părinții sunt divorțați. Deci o viață foarte, foarte apropiată istoriei mele la fel. Dar pentru hai să... Eu să fac și eu un poem. Nu trebuie, trebuie că o spângem amândouă acolo. Nu trebuie. Eu sunt pregătită. Eu atât am plâns un an de zile, Nina, că eu deja nu cred că mă mai regret încă vreo câteva kilograme de lacrimi, știi? Așa da. Că e ok, eu am de eu lucru. Am privit podcastul cu Titania și chiar mi-a plăcut când ai zis tu, când dacă am fi noi să vă povestim toți cei care am emigrat în America, istoriile noastre, știi, ne punem și chiar stăm la boci, știi? Să știi istorie. Că eu când am fost la, când ne-am cunoscut în primul an la Convenția Moldo-Americană, foarte multă lume m-a abordat anume după interviul Titanii și toată lumea a împărțit cu mine exact aceleași emoții și sentimente. Toți au zis, anume despre asta au vorbit, că noi toți avem istorii, dar noi toți avem o tristețe comună. Uh-huh. Faptul că suntem aici, cumva sufletul e împărțit, conștientizăm că nu putem să ne mai întoarcem, dar în același timp simțim că nu am prins rădăcini. Și iată, e și cazul meu, eu anul trecut, 2 ani în urmă ziceam că o să mă mut în Moldova, dar așa s-a întâmplat că nu pot, pentru că între timp, după podcastul Titanii, viața mea a luat-o cu tot o altă întorsătură, eu am divorțat, împart cu studia copiilor 50-50 cu tatăl lor și eu nu pot să plec din țară. Prima, a doua, și situația politică de Moldova, iarăși, nu cred asta că... Asta așa am vrut să te întreb, dar chiar ai vrea tu însăși să te întorci acasă? Acum cred că nu. Uite, sincer, mi-e frică. Eu am fost anul trecut în Moldova și ca prima dată în viață mi-am dorit să plec mai repede. Am stat doar 5 zile, dar atmosfera era așa de încărcată, așa de greoaie, foarte multă lume necunoscută, toată lumea e debusolată, dezorientată, nu știu ce să facă, nu știu la ce să aștept. Bine că Moldova niciodată lucrurile nu au fost bine puse la punct. Adică nimeni, și eu am plecat tot pentru că nu erau lucrurile clare, ca foarte multă lume, dar acum aici mi se pare că pe fondul războiului din Ucraina este un pic și mai mare. Și eu n-am stres emoțional în spate. Prie. Dar știi, mama mea tot deseori plângea și spunea că, ei, de ce te-ai dus tu în America, că, uite, poate din Moldova să fi fost, era să ajungi mai sus, știi, tot așa. Deci are cumva o durere în suflet mama. Eu îi explic, fiindcă chiar dacă nu vineam în America, eu în altă parte mă duceam. Oricum plecai. Plecam. Uite, planul meu, îți spun acum oficial, era de fapt în octombrie să plec în Spania, insule Canare. Avem o prietenă acolo și ea mă aștepta. Dar așa s-a întâmplat că în noiembrie s-a schimbat roata și am venit în America până în iunie, da, și următorul an. Viața nu se știe și am zis, mamă, dacă chiar nu vineam în America, eu plecam în Spania. Eu oricum plecam. Și îți spun motivul de ce am plecat din Moldova și eu, pe lângă sărăcie, fiindcă eu spuneam, încă dacă mai supraviețuiam, neavând o chirie în spate, trăiam la mama, da, supraviețuiam cu niște cheltuieli acolo de lunare, Doamne ferește dacă era o nuntă. Era gata, trebuia să te duci ai credit. Tu la câți ani ai plecat din Moldova? 26. Exact ca și mine. Eu am ajuns la 26 de ani când eu am înțeles că nu mă mai descurc financiar, pur și simplu. Eu nu aveam... Și am venit cu o carieră, într-adevăr. Eu, știi, după interviul cu Titania a fost așa un val de păreri împărțite, ca de fiecare dată, știi? Și iată... Când a fost comentariul la Emilian Creț și a spus că jurnalista care a revoluționat jurnalismul din Moldova și nu știu cum, eu sunt conștientă că dacă rămâneam, probabil eram tot în jurnalism și tot, pentru că foarte mulți colegi de-a mei au rămas în domeniu și au făcut treabă bună și până în prezent lucrează acolo. Dar așa au fost timpurile că eu nu mă mai descurcam. Trebuia să ai cineva să-ți dea un suport ca tu pur și simplu să-ți știi. Părinții mei n-au avut, părinții mei au divorțat când eu aveam 15 ani, tatăl meu era deja în altă familie, mama mea era plecată și eu te înțeleg foarte bine și eu cred că mulți care sunt plecați îți înțeleg mesajul.
Cred că pe mine mă doare când pe noi ne împart în diasporă a voștri și a noștri. Noi nu suntem ai voștri și ai noștri. Voi nu știți cât de mult noi suferim prima, a doua, cât de mult contribuim noi în Moldova. Câți bani trimitem acasă, câte campanii, câți oameni investesc. De exemplu, tata în imobiliari, în business, în toate. Exact, a avut foarte mult timp companie în care avea și angajați. Până în prezent mai are cineva care îl plătește salarii în Moldova. Mm-hmm. Și nu-i deloc ușor. Și nu-i deloc simplu. Și știu foarte mulți care în continuu, atunci când noi trimitem bani suntem buni, dar atunci când noi vrem să ne să mergem să votăm sau avem o părere despre cum ar vrea să ne implicăm, atunci noi suntem voștri. Catalogați, da, ai voștri, da. Da, voi sunteți diaspora, voi nu știți ce se întâmplă acasă. Ba da, știm și credeți-mă, uneori noi suntem mai informați decât voi acolo pentru că avem acces la mult mai multe surse și ținem legătură. Eu, de exemplu, țin legătura cu foarte multă lume din Moldova. Dar eu cred că știrile de dimineață până în seară mă uit, știu tot ce se întâmplă acasă. Corect. Și de asta, și pe de altă parte, și jurnaliști care au rămas în Moldova tot, după zic că au făcut cea mai mare treabă acolo, știi cum zic? Adică, na... Greu, uite, nu vreau să judec jurnaliștii care au rămas, pe care s-au vândut, care tot că... E greu financiar. E foarte greu financiar și în cazul ăsta deja nu mai știu care e. Eu mă bucuram, uite, spuneam la început că mă leagă multe de ce ține de viața ta, mă leagă și pe mine. Am lucrat și eu la Radio 21 și la Europa Plus și la Publica, deci eu zic prea multe, dar nu ne-am întâlnit. După ce plecam eu. Nu mai știu. Eu vezi că eu eram, dar la Publica cred că tu erai prezentatoare, dar eu nu te țin. Deci nu m-am, cumva, eu eram studentă. Eram studentă și eram în... Poate te-am văzut, dar eram așa, mă tam, iau și la asta, știi? Da, și tu, poate te-am văzut! Nu, eu am fost reporter... Faza cea mai interesantă... I-am fost reporter social. Eu tot la social am învățat, dar faza cu, uite, și pe asta, țin minte că nu m-am început să prezint și bunica mea, Dumnezeu să ierte, mama lui tatălui meu, îi spune, fiica îi spune, ia uite mamă, cum o zise, ia uite mamă, cineva cu familie de-a noastră și spune, uite și asta tot e cu familia pușcașca a mea. Și când zice, pe asta e Tania lui Sandu, mamă, zice, cum asta e nepoata mea? Wow. Am așa și eu, asta e noastră. Da, adică, na, eu, să știi că eu sunt unica jurnalistă din tot neamul meu, dar nu suntem foarte nemuroși. Și exact probabil, dacă nu știu minte, eu nu știu dacă cineva din Călăraș, anume din oraș, a lucrat vreodată în televiziune sau din școala din care eu vin. Și să știi, de fiecare dată când mergem acasă, uite, vezi, eu tot zic acasă, în Călăraș, eram foarte așa, știi, primită. Mândră, nu? Mândră, da, eram tare mândră. E bucurie de sine, dar știi, eu te înțeleg de ce, fiindcă eu tot nu am avut măcar, nu știu, măcar un vecin sau măcar, nu am avut nici cunoscuți măcar în domeniu. Și tot am căpătat cu puterele mele și hai să, fiindcă amândouă fiind jurnaliste, hai să dăm unele lucruri de după culise. E foarte greu să găsești un job fără cunoscuți. În Moldova? Da. În job jurnalism. Trebuie să fii ori talentat, ori altceva. Știi? Ori cuiva. Și, într-adevăr, eu mi-aduc aminte, vorbeam cu o fată, o cunoscută tot din facultate și când auzit că eu lucram la Radio Noroc, zice, dar sincer, visul meu era să lucrez la Radio Noroc. De când eram eu, așa de tare îmi place muzica populară, muzica era pentru mine, Radio Noroc avea spiritul care îl aveam eu în suflet, știi? Uh-huh. Și când m-am angajat, ea îmi zice, dar cum te-ai angajat, știi, de data ura asta, ciuda. Dar eu zic, păi eu, cu părăți cu alții, am talent, știi? Deci așa m-o atins. Știi cumva, comentarii, și eu am avut comentarii tot când am... Când am ajuns în poziția de prezentatoare sport, tot am avut comentarii, dar eu, până la urmă, Nina, oamenii ăștia cu păreri, de obicei auzi comentarii de la oamenii care nu pot să obțină ceea ce tu faci, înțelegi? Uh-huh. Și tot în viața asta să știi că de obicei comentează ăștia care nu pot, n-au capacitatea și ar dori și de asta își caută scuze lor, de fapt, nu ție. Pentru că, până la urmă, eu chiar m-am dus, am avut o conversație cu directorul de pe atunci, și am zis că eu pentru asta am venit, dați-mi poziția pentru care am venit. Și el a zis ok. Eu nici n-am crezut că atât de ușor. Eu doar m-am dus și am întrebat. Și nu doar atunci, dar ții minte când se aduna echipa pentru Publica TV, într-adevăr au fost sunați oamenii cei mai văzuți.
cineva uh-huh. care știa pe cineva sau cineva cu experiență. Eu m-am dus pur întâmplător, dar m-am dus pentru că nu venea să cred că eu cumva... Ei, dar și public atunci, ții minte? Era foarte wow. Începând cu sediu, sediu era, parcă intram într-o capsulă a timpului acolo. Da, era toată spuma jurnalismului atunci în, acolo și la Jurnal TV și la, la Publica și eu, pur întâmplător s-a eliberat o poziție, m-am dus, am dat o probă și acum ți-am minte că cineva mi-a zis că vezi că ai doar o șansă. Nu rata șansa că doar una înapoi nu te mai cheamă. Și m-am dus foarte pregătit așa, știi? Uh-huh. Și așa am luat jobul de atunci. Dar să știi, Nina, că eu cumva nu mă mai identific cu, cu jurnalismul pentru că nu mai profesez de 11 ani de zile. Știi, eu îmi doresc. Chiar recent am avut un comentariu în care spune tu se vede că tu nu iubești lucrul pe care îl faci. Și zic, ba da, mie tare îmi place ce fac acum că lucrez într-un domeniu total diferit. Și zice, da, unde ți-i stă inima? Zic, mie inima stă acolo cu oamenii. Și uh-huh. el zice, se vede. Și eu zic, oricum, tu știi că eu, mi se pare că am vorbit, eu tot am visul meu să fac și eu, poate nu un podcast, ceva mai amplu și am avut și careva discuții, dar așa s-a întâmplat în viață că eu un an de zile am fost nevoită să mă adun pe mine, uh-huh. după care să-mi permit să mă gândesc la planuri de viitor, dar... Acum sunt așa este mai foarte dificil, este foarte dificil să ai un produs, să faci ceva în America. Asta nu, mie nu mi-aduce bani, da? Asta mi-aduce hrană pentru suflet. Și eu asta nu fac, o fac între, deci încerc cumva în timpul în care îl găsesc cumva liber sau încerc să fac o bucată de timp pe lângă casă, și familie, lucru și copii. Tocmai de asta eu știu cât e de greu. Eu știu cât este de greu să te împarți în aici, mă ales dacă ai și copii, dacă ai job, dacă ai... America nu stă deloc. Corect. Da. Atâtea teme avem de discutat. Deci am înțeles de ce jurnalismul de fapt este același sinonim cu Tatiana Pușcaș. Eu asta am înțeles deja. Deci ți-ți asta place e în mine, foarte știi mult. În tine. Uh-huh. Și cumva te-ai născut, deci te-ai născut. Dar te-ai gândit, poate, nu știu, să cânți sau... Dar ai fost moderator pe la evenimente sau nu? Da. Chiar în Atlanta am fost la festivalurile românești, dar să știi, dacă tot vorbim despre asta, acum că sunt așa mai emoțional, mai adunată, planificăm și un festival moldovenesc primul. Ta-dam, în premieră, da? Da. Suntem acum la negociere, avem locația, avem data, trebuie doar să lucrăm la... Și eu îmi doresc, nu știu... Știu că sunt în Miami, au fost, acum recent au fost și în Orlando, dar e mai greu să, pentru că America e atât de mare, e foarte greu să atragi oamenii, știi, la așa distanțe mari. Și uite, erau discuții de mulți ani înainte, dar eu chiar nu eram pregătită. Nu eram pregătită pentru că asta implică, tu știi ce înseamnă să faci un lucru foarte pe lângă viață. Da. Dar ești singurică care e cu această idee sau ai cumva o echipă? Nu, am o echipă de fete, sunt două fete, Tatiana și Silvia. Și mai este cineva din spatele meu care tot de mulți ani de zile tot mă împing și tot ei mă trag și eu tot... Că aveam copii mici, aveam o viață cumva, nu, eram într-o relație în care nu eram atât de liberă să pot să accept asemenea invitații și iată acum am zis că nu m-am mai ținut nimic în urmă, nu m-am mai... Și știi cum fac acum un fel de follow-up după interviul Titanii, cei care au urmărit. Eu știu de ce a avut impact interviul cu Titania, pentru că eu am vorbit despre vulnerabilitatea emoțională și psihologică. Și nu știu de ce până acum oamenii încearcă încă să ascundă după deget, să zică că sunt ok când nu sunt. Și am vorbit și despre seceta asta sufletească, emoțională, pe care noi trăim ca și imigranți. De asta a avut un impact. Acum, pentru follow-up, cei care au văzut interviul, să știți că eu sunt mult mai bine. Între timp, eu am divorțat. M-am mutat la casa mea, mi-am luat un job, dar am trecut într-un an prin iad emoțional. Asta am vrut să zic. Uite ce, eu nu te-am cunoscut până la convenție. La convenție te-am văzut, n-am reușit neamândouă cumva să schimbăm multe vorbe, așa, rapid. Eu te văd acum că tu înflorești. Tu ești o floare, ești o orhidee frumoasă, știi? Tu înflorești. Da, vreau să uite, hai spune-ne viața, eu o să vorbim și despre visul american, despre cum ai emigrat, de ce ai emigrat.
Eu am trăit cu tata copiilor mei 9 ani de zile, am fost într-o relație. Nu vreau foarte mult să vorbesc despre asta, pentru că acest om sau tata copiilor mei este încă parte din viața mea, el este tata copiilor mei, eu îl iubesc enorm și toată viața o să avem în comun doi copii frumoși pe care îi avem. Dar a fost o relație foarte complicată, emoțională în primul rând, pentru că n-am putut să ne acomodăm, n-am putut să ne acceptăm unul pe altul, hai să spunem așa. Suntem doi oameni diferiți. Suntem doi oameni diferiți, din păcate, și mi-a trebuit timp să înțeleg asta, dar eu, pentru că tare m-am ambiționat să am familie, eu am stat și am dus acest sac în spate. Ați făcut cunoștință în America, da? Ați făcut cunoștință în America, exact. În America totul s-a întâmplat foarte repede, n-am avut posibilitatea să ne cunoaștem, pentru că și el fiind singur și eu fiind cumva singur și în depresie, ne-am cuplat foarte repede, după care a apărut primul copil, după care m-a apărut un copil. Nu este o istorie ieșită din comun, da? Adică se întâmplă la toată lumea, dar că între timp realitatea ne-a lovit și caracterele noastre s-au lovit cap în cap și uite, noi n-am găsit limba comun, dar mă bucur din toată inima că... Uite, noi într-o relație sunt ambii vinovați, dacă ceva nu iese, da? Nu există unul, sunt ambii vinovați. Și în cazul ăsta, într-adevăr, de ce să-ți trăi viața scurtă? De ce să-ți treci viața unul altuia? Poate el ar fi fericit în zona în care o să fie el, tu o să fii fericit în zona ta, da? Acum doar nu rămâne copiii să aibă de suferit, da? George și Monica, da? Numele. George și Monica, copiii au de suferit... Eu cred acum, după un an și aproape jumătate de când am plecat, că mai mult au copiii de suferit în relațiile în care nu merg, decât Corect. Atunci mama și tata separat și ambii cât de cât ok. Da. Poate nu 100% fericiți, poate încă nu, pentru că încă e proaspăt, dar nu se merită sacrificiul ăsta și nu se merită să stați dacă suferiți, pentru că nu mai sunt timpurile în care ai scrii pe frunte că uite, ești femeie divorțată. Credeți-mă, noi ambii am încercat tot posibil și dacă nu merge, nu merge, nu este ușor. Cât de blamați ați fost? Cât de judecați ați fost că ați luat această decizie? În dependență cine pleacă. Eu vreau să spun un lucru, că marea majoritate îl blamează și îl acuză pe cel care pleacă primul. Dar oamenii nu înțeleg un lucru, că cel care pleacă primul este cel care are curajul să rupă suferința ambelor. Pentru că într-o relație în care nu merge, ambii suferă și mai ales copii și nu doar partenerii, copiii, rudele, prietenii, pentru că tot acolo e putred, nu funcționează, da? Iar atunci când unul din parteneri decide să plece, toată lumea îl acuză, uite, tu te-ai dus, eu în cazul meu, eu m-am dus, eu am rupt acest cerc vicios, da? M-am adunat și am zis că nu mai pot așa să trăiesc. Și nu pentru că era el mai confortabil, el tot suferea, doar că nu a avut curajul să pună capăt. Și atâta timp cât oamenii nu înțeleg că, de fapt, cel care pleacă nu este mai puțin care suferă. Ei suferă ambii, dar este un pic mai curajos să rupă cercul ăsta, nu o să mai arunci cu noroi. Eu n-am stricat o familie, pentru că dacă era o familie, nu se strica, ok? Dacă era o relație frumoasă, nimeni nu pleca, pentru că eu nu vorbesc acum de o relație ideală. Toată lumea are probleme. La toată lumea există Corect. Diferențe sau divergențe. Doar că depinde cât de mari sunt aceste... Și cât de mult afectează, cât de mult... deja este în detrimentul tău. Și atunci eu am fost foarte pe lângă faptul că eu sufeream că m-am dus, că este greu să fii mamă singură în America, că este greu în general să fii singură, mai ales că eu l-am știut doar pe el în Statele Unite, adică el a fost relația care eu am trăit 9 ani de zile. Familia ta aici. Corect. Pe lângă toate problemele astea sau situațiile astea care vin la pachet cu un separare sau cu un divorț, tu mai trebuie să-și ții piept la toate acuzațiile astea. Și mai mult te demoralizează. Dar, vreau să întreb o chestie. Eu sunt sigură, din ce în ce mai multe mesaje totuși văd, ori poate mie îmi pare că sunt multe, nu știu, pe grupurile noastre din America și sunt multe doamne care cer ajutor. Că soțul, nu știu, poate are am fost tot fază că are companie de camioane și ea l-a ajutat să crească și uite acum nu mai merge relația lor. După care, deci sunt multe.
Nu știi din azi, da? Aici numai, da, da, așa, un caz la un milion, da? Uite, vreau, spune-mi tu mie cum ai luat decizia asta. Deci, în ce moment a făcut click în cap? Să știi că deciziile se ele nu vin peste noapte. Cât de tare noi n-am spune că, uite, ele sunt niște decizii luate de foarte mult timp, doar că trebuie să ajungi într-un moment în care tu spui da sau ba, știi? Uh-huh. Evident că relația nu merge de peste noapte, nu merge. Lucrurile astea, relația nu mergea de mai mult timp. Poate de la început, dar ne-am amăgit. Poate chiar de la început a fost. Eu acum știu că încerc să înțeleg ce s-a întâmplat în capul nostru. Dar spuneam că... Clicul ăsta, știi, poate la mine știu, fost, te-ai dat seama, te-ai uitat la el și te-ai dat seama că nu mai vreai. Sau te-ai dus undeva... Eu nu m-am uitat la el. Eu m-am dus și m-am uitat la mine în oglindă și am spus, draga mea, tu crezi că mai ai 35 de ani să-i trăiești așa? Și a fost o decizie 3 secunde. Ori eu efectiv mor, pentru că eram atât într-o depresie atât de mare, ori eu pur și simplu mă duc, fug. Și iată, la mine atunci s-a trezit instinctul de supraviețuire și eu am decis să mă duc. De-aia și cumva ai zis că vrei să revii acasă, de-aia și poate era, cumva simțeai că acasă o să fii iarăși înapoi, Tatiana Pușcaș. Tu spuneai că eu simt chemarea, eu acum vreau înapoi. Atunci era strigătul tău din suflet. Corect, eu de asta atunci căutam undeva să fug, eu fugeam de mine, dar de fapt Nina, chiar azi am avut o discuție și am spus, eu oriunde plecam încercam să fug de mine. Eu prima dată în viață, la 30 aproape 7 de ani, nu mai fug de mine. Dimpotrivă, am o relație atât de frumoasă cu mine, pentru că chiar spuneam, oamenii vin și pleacă din viața noastră. Din păcate, noi ne atașăm sau nu. Hai să spunem, investim în ei vrem să vedem în ei, dar nu vedem în noi. Și iată, pentru prima dată în viață, după ce eu am plecat, m-am întors cu fața la mine și am o relație atât de frumoasă cu mine, că nu mai vreau să plec nicăieri. Uite, sincer, oriunde pe lumea asta, eu sunt ok cu mine. Ți-ai găsit liniștea sufletească, da? Dar nu mai vreau să fug, da, nu mai vreau să fug din America, Moldova, pentru că acolo să mă sunt mai bine sau în altă țară sau nu știu unde. Eu sunt ok aici unde sunt și mulțumesc Dumnezeu că am avut puterea să ies, Nina, pentru că foarte multe femei nu iese. Și nu doar femei și bărbați, exact. Deci ne-am vorbit... În offline noi ziceam că vorbim și despre depresie, vorbim despre acel secăt emoțional, vorbim despre alcoolism. Hai spune-mi tu, acum, deci aș vrea să dăm detalii, fiindcă, cum ai zis tu, puțini oameni reușesc. Sigur. Eu, după ce am plecat de acasă, eu n-am știut că așa de greu o să fie, sincer, pentru că atunci când treci pentru divorț, tu nu te disparți doar de un partener, tu te disparți practic de tot, de relația de prieteni, de rutina ta de zi de zi, de om cu care ai trăit, fie că rău sau bine, creierul nostru deja este confortabil și atunci când pleci, chiar dacă este greu, deși foarte multe femei care pleacă de la bărbați, nu, care aleg să stea acolo chiar dacă au relații urite, ele aleg să stea pentru că asta creierul lor aleg. Creierul alege ceea ce este cunoscut. În cazul lor sau în cazul meu confort, era emoțională. Da. Și eu când am plecat, nu știam ce mă așteaptă. Eu am avut momente în care eu, dacă știam cât de greu o să fie starea asta emoțională și mai grea decât eram acolo, eu cred că nu avem curaj să mă duc. Dar asta nu înseamnă că nu se poate. Acum nu vreau să... Pentru că știu că foarte multă lume se blochează la asta, lor e frică să se ducă. Da, nu o să fie ușor. Cereți ajutor, înarmați-vă cu putere, cu... N-așteptați, debarasați-vă de așteptări, pentru că nimeni nu o să vină să vă salveze decât voi doi. Și iată, momentul în care eu m-am pierdut și mai mult, și spun cum, fizic am slăbit foarte mult, eram foarte bolnavă, în fiecare seară venim de la lucru, eu consumam câte un pahar de vin ca să mă relaxez, dar asta deja nu mai era ok și relaxat. Am început să am atacuri de panică, să am anxietate și iarăși a venit un moment în care creierul meu a zis ce se întâmplă. Și am spus că nu poți să continui să faci același lucru așteptând schimbări. Și dacă tu ai decis că te duci, dacă tu te-ai dus pentru că ai vrut să schimbi viața, atunci trebuie să schimbi tot. Și iată, de atunci, deja de 4 luni și un pic, nu știu cum,
M-am debarasat de câțiva oameni foarte toxici din viața mea. Deci aș fi un, să facem un, o listă, da? Deci mai întâi toate... Corect. Și paradoxal, Nina, să fiți foarte atenți că de obicei oamenii cei mai toxici și oamenii care cel mai mult rănesc sunt oamenii din jurul nostru. Pentru că tu ești dezarmat, tu nu crezi că ei o să te rănească sau o să te tratezi urât. Și de obicei ei sunt, este dureroasă și această ruptură, dar uneori este necesară. Am citit foarte mult, foarte mult cărți, psihologie, iertare, tot ce simțeam că trebuie să mă ajute ca să pot să depășesc starea asta. Am cerut ajutor la psiholog, în primul rând. Nu vă fie frică, nu ascundeți asta pentru că nu sunteți singuri. Credeți-mă, sunt atâția oameni care suferă. Noi pur și simplu vrem să ne amăgim sau ne prefacem că nu ne afectează. Cereți ajutor. Eu am lăsat alcoolul de tot și vreau să spun că mă bine că niciodată, da. Și după ce am lăsat, paradoxul e că după ce am lăsat alcoolul, toată lumea îmi scrie că nu ți-ți aminte să băut-o așa de mult. Dar noi toți nu suntem, noi aproape că nimeni nu suntem alcoolici. Noi toți suntem consumatori moderați. Dar de la moderat până la... avansat, până deja la... e mai... Foarte, foarte subțiri linia asta, înțelegi? Da. Și mai ales atunci când ești într-o depresie sau când ești emoțional foarte jos, alcoolul și mai mult te debusulează. Nu, eu știu, am auzit deseori să zic, oamenii zic să-mi amorțească creierul, da? Deci cumva nu că să-ți amorțească, dar deci oamenii fug cumva de greutăți. Nu, știi cum, e corect, îți amorțești starea ta spirituală. Uh-huh. Dar problema, adevărul e că tu temporar te-ai amorțit, dar a doua zi te trezești în exact aceeași problemă, ea nu se rezolvă așa. Dar oamenii fug așa, pentru că nu este ușor, Nina, nu este ușor. În viață, în general, deci noi toți avem probleme. Și de mici suntem învățați și am văzut asta, deci copiii mei au văzut alcool de când, nu știu, de când au ei memorie de să țină minte. La zi de naștere, la un an de zile, am sărbătorit cu alcool cu oamenii din jur. La 2 ani de zile, tot așa. La cumătrii, alcool. La nuntă, alcool. La mort, alcool. La petrecere, alcool. La plâns, tot alcool. La sfințire, la paș, la unii. El este parte din noi atât de mult că noi nu ne mai gândim la efectul lui nociv. Este o travă. Și eu, paradoxal, după ce m-am lăsat de alcool, n-am avut vise niciodată că uite, mi-e dor să beau, nu știu cum. Dar am început să citesc foarte mult, să mă documentez despre efectele alcoolului în organism. Și după asta eu am aflat cât e de grav ce se întâmplă în organismul nostru. Și de asta eu tare mi-aș dori ca oamenii care fac sport sau promovează un stil de viață sănătos, oamenii care promovează, uite, regăsirea asta lăuntrică spirituală, să nu mai promoveze acolo, pentru că ele se bat cap în cap și ar fi frumos măcar, pentru că pe lângă faptul că se uită oameni de-al de mine, care suntem un pic mai maturi, se uită și copiii tineri și ei, noi și mai mult îl promovăm. Eu nu spun acum că trebuie toată lumea să repede de alcool, eu, pentru că asta sunt bani, asta este deja o cultură, eu nu spun acum nimic. Dar totuși ai avut tării de caracter și ai tării de caracter. Oriunde este alcool, cum ai zis tu, este parte din viața noastră. Și avantajul e atât de, hai să zicem, lucrurile benefice sunt atât de frumoase că nici nu vrei înapoi să te întorci. De ce te-ai întoarce conștient undeva unde știi că suferi? Deci eu vineam acasă de la lucru, pe lângă starea mea emoțională, mai beam un pahar de vin, dar nu știu dacă s-o opri vreodată la un pahar de vin ca să mă relaxez, poate două. Da. Bine, și după care zice, victimizarea asta, bucitul, sunatul, atacurile astea de panică în care ai frică, ai frici, că nu știi unde să te duci. Bine, eu m-am dus, scurajoasă m-am dus, dar mai departe, ce fac eu în America? Eu nu am casă, eu nu am masă, eu nu am bani deoparte. Și iarăși, dacă ar fi să mă împărtășesc cu experiența mea, puneți măcar 100 de lei deoparte în toată lună. Da. E bine să aveți niște bani deoparte, fie voi că sunteți. Eu în general sunt pentru ceea că trebuie să existe un buget comun și un buget separat. În care există un buget comun, fiecare își pune acolo cât poate aduce și un buget separat în care
să nu știi unul de altul, pentru că niciodată nu știi ce se întâmplă mai departe. Și nu vorbesc doar de divorțuri, de asta situații în viață în care trebuie să ai pus deoparte. Eu n-am avut asta și... Atât din crezut ai fost în... Vezi că dorința ta de a face o familie, de a avea o familie, cred că nici nu te-a pus pe gânduri. Că posibil undeva, cândva, vreodată se întâmple, uite așa, un divorț prin care sau o separare de asta dureroasă, știi? Nu înțeleg că dragostea e mare și credința e mare și dorința de a-ți încredința viața în omul de lângă tine este foarte arzătoare și tu crezi. Dar din păcate viața nu e așa și eu nu vreau să stric inima nimănui care are o relație frumoasă. Doamne Dumnezeu, eu mă bucur când văd oameni care poate și sunt, nu zic că nu sunt relații care 100% au încredere, dar din păcate 90% nu e chiar așa în viață și nu vorbesc. Deci tu ți-ai luat viața de două ori de fapt de la zero, odată când ai venit în America și a doua oară acum recent. Care a fost înțeleg acum starea ta emoțională, dar tu într-un timp erai mamă la doi copii mici. Și tu, pe lângă toată depresia și drama ta interioară, trebuia să fii mamă acolo, să-i hrănești, să-i îmbraci, să-i duci, să-i aduci, să-i... Nu știu cum mereu să citești sau... Foarte greu, dar hai să spun un lucru. Noi trebuie să recunoaștem că un partener îți consumă foarte mult din timp și din energie. Eu nu vorbesc acum de un partener, de o relație rea sau bună. Un partener, în general, un om de lângă tine, îți consumă mult timp și energie. Și din momentul în care eu nu mai am avut foarte mult timp și energie pe care eu am investit în mine. Prima, a doua, eu sunt una din puținele norocoase în care tatăl copiilor nu s-a refuzat de copii. Înțelegi? Pentru că eu dacă el a luptat pentru copii, el în continuare mă ajută foarte mult cu copiii, ține, iubește, este un tată extraordinar. Deci eu nu cred că mi-aș fi dorit un alt tată pentru copiii mei în viață. Asta să fie clar. Dar faptul că eu trebuie să încep de la zero pentru mine a fost foarte dureros. Eu am lucrat chelneriță timp de un an de zile. Nina, pe mine m-a mâncat pe dinăuntru. Eu m-am distrus psihologic și moral. Dai seama de la vedeta din Moldova, da? Nu pentru că asta, pentru că eu știam că sunt capabilă de mai mult. Dar eu eram atât de înrăită pe viață că m-a dus iarăși pe mesele, nu-ți imaginez, dar știam că este temporar și că eu sunt, asta nu o să fie la nesfârșit și nu o să fie întotdeauna, până la urmă și asta mie mi-a adus un ban în care eu am putut să supraviețuiesc un an de zile, înțelegi? Până la urmă, și asta este un job, nu este un job pentru, hai să spunem, pentru oricare vârstă. Da. Înțelegi? Eu acum și la 40 de ani, eu cum mă gândeam că am 40 de ani și eu spăl mesele. Și iarăși, Doamne, câți doctori și câți oameni învățați sunt și se duc și încep viața de la zero după 20 de ani de experiență, după o profesie mult mai bună și nu mi se întâmplă nimic. Și de asta eu cumva singur pe mine căutam... Să-ți motivezi singură, poate greutățile prin care treceai, știi? Da, să găsești pozitivul din negativ, știi? Și eu și mai am noroc de o fire, eu sunt pozitivă, pozitivă așa se zice? Da, pozitivă, da. De felul meu, de natura mea, Doamne Dumnezeule, asta foarte mult. Umorul meu, să știi că din foarte multe ori... Te-a salvat din greutăți, da? M-a salvat. Dar, sincer, uite, nu știu dacă am mai cunoscut vreo jurnalistă sau jurnalist, nu are importanță, din Moldova, care să zic cumva că s-o duci din Moldova de sărăcie. Tu ai fost sinceră. Tu ai fost sinceră. Și începând cu trolebuzul, noi chiar... Da, m-a abordat și spune că, Dani, acum de-ai spus, dar de ce nu? Adevărul. Da? Eu n-am fost amanta nimănui, n-am avut părinți bogați. De ce să-mi fie rușine? Și din păcate, da, aici să fii pe sticlă. Și în Moldova tot așa, să fii pe sticlă este ceva. Dar noi avem salariu foarte mic acolo. Tu știi, tu ai lucrat. Știu, da. Știu, încă am avut noroc, Radio Noroc era prin cele mai bine plătite din toate posturile de radio și am avut noroc. Dar oricum, greutățile, într-adevăr, și faza că oricum ești o persoană publică, oamenii te cunosc, mai ai ținut, aveam... Da? Și am mers și toți cu trolebuzul, cu toate, adică n-am avut. Tatiana, nu, eu nu spun că asta e rușinos, dar cumva așa... Jobul ăla îți impune un statut în care, corect.
Corect, dar acum uite, noi am scăpat și mult mai ușor. Noi avem primari care se duc cu bicicleta la lucru. Noi, și slavă Domnului că lucrurile se schimbă. Se schimbă. Înțelegi? Corect. Noi, uite, în America, de cât mai se vorbește de Keanu Reeves, care merge cu transportul public și el e dita mai vedetă. Dar eu simplitate, fie în simplitate. Pe atunci în Moldova era diferit. Acum eu n-am nicio problemă să mă duc. Eu acum n-am nicio problemă să vorbesc. Pe atunci cumva era încă babălul ăsta, știi, că nu pot să vorbesc. Și eu după 10 ani când am vorbit, încă erau oameni care spuneau: Tania, dar cum te-ai putut să vorbești? Dar de ce nu? Da, corect. De ce să-mi spui că, uite, eu spăr, asta e viața, nu fur. Dar ce, mai bine să ai o poziție, să fur milioane de la oameni? Că mine, știi cum zic, la ăștia nu le rușine, dar nouă că muncim trebuie să ne fie rușine. Nu, am adus de sărăcie, da, pentru că nu am avut părinți, pentru că n-am fost amanta nimănui. Dar ți-ar fi dor să, sau ai vrea să revii acum totuși în jurnalism? Nu te-ai gândit poate în America? Ce înseamnă jurnalismul acum în secolul în care noi trăim? Jurnalismul acum oricine poate să fie. Ți-a dat un telefon? Nu-i corect, nu. Eu consider că toate podcasturile de pe YouTube nu-i jurnalism. Tu așa crezi, dar asta... Da. Bine, asta nu jurnalism. Cred, noi avem școală, studii în domeniu, tot da. Asta cred. Dar eu de ce tu crezi că eu până acum încă nu m-am făcut? Pentru că noi avem o altă școală. Vezi, tu ai așteptat până când tu ți-ai luat un microfon profesionist, ți-ai luat corect, un program. Da. Și tot aș vrea și mai bine, dar nu am cum. Corect, eu tot asta vreau. Eu sigur că am o emisiune de suflet care tare îmi doresc să o realizez. Am și vorbit da-i cu domn, cineva. Să fie așa. Dar încă sunt în proces de, hai să spunem, recuperare. Eu chiar dacă Nina arăt că sunt foarte, foarte fericită, eu sunt recunoscătoare că, uite, am putut să fac pasul ăsta, pentru că nu ești unica care îmi spune, uite, mă inspiri. Eu primesc multe mesaje și de la femei, prietene pe care le cunosc, femei care niciodată nu m-aș fi gândit că au o problemă sau nu arată, pentru că așa suntem învățați, nu arătăm partea lucrurile cum merg cu adevărat. Suntem învățați, arătăm și îi place altora să vadă. Și asta a făcut și eu, nu ne. Dar eu încă mă recuperez. Și mă bucur să văd oameni care au curajul încet, încet să scrie și să știi că nu este ușor deloc să fii singură, dar nu este imposibil. Și atunci gândiți-vă că cum este mai bine? Să stai să suferi? Sau uitați-vă la mine că se poate și uite, nu-i... Eu nu spun că peste o zi o să râzi, poate nici peste un an, poate nici peste un an și jumătate, dar o să râzi inevitabil, pentru că până la urmă toate trec. Toate trec corect. În viața asta. Important să-ți înveți lecția. Eu mă bucur că pentru mine divorțul a fost o experiență tragică, dureroasă, dar dacă ai timp, înțelegi că de fapt lucrurile s-au întâmplat numai bine din asta. Știi cum e vorba asta cu te trebuie să fii bine? Uh-huh. Și după ploaie, soarele, credeți-mă, trebuie doar să aveți răbdare. Adevărul. Din toate, nu stați și trăiți de ochii lumii, nu stați și trăiți atâta timp cât pentru că trebuie. Și nu stați și muriți, pentru că doar o viață aveți și viața trece atât de repede și atât de... Eu sunt sigură că la următorul podcast, ori al meu, ori al tău, emisiuni, cine ar fi, Tania deja o să zic, dar eu sunt mai fericită, știi? Mai și mai. Să știi că din momentul în care... Fericirea e ca și iubirea. Nu există o limită. Poți să iubești mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. De așa și fericirea. Nu, ea nu este constantă. Dar odată ce simți starea asta de beatitudine, tu ești deja fericit. Vreau să te întreb acum, starea asta de sufletească, cât de cât echilibrată acum și nesecată deja, e cu multă apă, Kangen, dacă răbeai tu apă bună. Apă bună, mie. Vreau să-mi spui, ai găsit cumva și această alinare și în Dumnezeu? Eu toată viața mea am fost învățată și dusă la biserică de bunici, de părinți, pentru că așa la noi în cultură. Da, eu m-am rugat mult la Dumnezeu, m-am rugat. Acum îmi vine să plâng, dar erau nopți în care eu stăteam în genunchi și mă rugam. Și nu mă rugam la Dumnezeu, spuneam: Doamne, te rog, luminează minte, te rog, salvează-mă, că așa spuneam, continuu, pentru că avem depresie și eram atât de singur în toată starea asta, încât eu nu mă știam ce să fac.
nu mai știam ce să fac, eu citeam, eu meditam, eu mă duceam la psiholog, îi făceam terapii de grup, parcă făceam tot. Dar nu vedeam și nu m-am rugat, Dumnezeu, numai să nu mor, că am copii. Dar eu după ce am lăsat alcoolul, n-am mai avut stările astea. Îți spun sincer, Nina, eu după ce nu am mai consumat alcool, care de fapt îi turmentează, nu am mai avut stările astea. Eu nu mai am stări de frică. Vreau să spun o chestie și puterea asta de a scăpa de alcool, să știi că tot vine de undeva, dintr-o forță, da? Sigur! Sigur! Și eu deseori am zis, oamenii confundă... Corect. Oamenii confundă biserica, religia și credința. Oamenii confundă, credința. Știi? Da, corect. Și eu am zis, dacă credeți-mă, oricând, hai să recunoaștem, atunci când ți-e bine, parcă tot n-ai nevoie de nimic, știi? Dar atunci când ți-e rău, toți, eu cred că toți undeva să roagă, știi? Nu are importanță care la... Eu am învățat ceva diferit despre credință și despre rugăciune și asta foarte mult mi-a schimbat perspectiva. Eu nu mai cer de la Dumnezeu lucruri. Pentru că Dumnezeu, până la urmă, sau forța asta, cum vreți, spuneți cum e vreț, noi îi spunem Dumnezeu să cer. Pentru că Dumnezeu știe ce trebuie și îți dă atâta cât poți să duci până la urmă. Eu am învățat să-i mulțumesc la Dumnezeu. Deci, pentru mine rugăciunea nu mai este cerință, pentru mine rugăciunea este recunoștință. Da, eu nu există seară în care eu să-mi spun, Doamne, am avut o zi minunată, îți mulțumesc. Și dacă asta s-a întâmplat mai nu așa cum mi-am dorit eu, sunt sigură că există o cale unde o să duc oricum și e calea dreaptă. Corect. Și atunci când îți încredințez soarta, nu pentru că eu n-am să fac nimic pentru asta, dar tu spui, Doamne, atât am putut să fac, mai departe nu mai depinde de mine, deja facă-se voia ta, să știi că funcționează și pe mine asta tare m-a ajutat. Nu m-a mai... Dar, ce cărți ai citit tu? Ce cărți ai citit tu care să te ajute? Imediat vă spun și de cărți. Și pe de altă parte am văzut oameni care stau numai cu Dumnezeu în gură, dar au un suflet atât de, hai să spunem, meschin, știi, prefăcut, că nu-i despre asta. Credința oamenilor nu-i despre mersul la biserică și despre mătănii și nu știu cum, știi? Uh-huh. Credința e în tine, credința e acolo unde mergi tu. Și apropo, vis-a-vis de asta, ți-am zis că avem o idee, că nu înțeleg de ce oamenii nu se duc la o biserică și nu se duc la alta. Pentru că credința nu este în biserica la care ești, tu plătești plata lunară sau nu știu cum, credința e cu tine și de ce n-ai merge în altă parte să mergi, să te duci în altă parte. Eu mă duc la ambele biserici din Atlanta și sunt oameni care merg doar la una pentru că nu vor să meargă în partea. Păi, dar stai un pic, nu te duci tu oare cu credința în tine? Da, asta e un subiect separat. Am și câteva proiecte pe care încă sunt în... Tu ai vorbit acolo de campanie, da, să știi că asta tot m-a ajutat. Am campania mea cu Shpaps Moldova, care este campania mea de suflet și iată, noi suntem la 5 ani de zile deja de când sunt cadourile pe care le trimitem în Moldova copiilor. Știu că pentru unii asta nu pare mult, dar e mult, să știți. E mult. Ce să vă povestesc? Hai spune-ne ce cărți ai citit tu ca să vedem fetele, poate și băieții, care n-are importanță, oamenii să citească și ei. Nu doar ascultați audiobooks, tot, dar informați-vă să fiți pregătiți pentru că nu e ușor. Și atunci dacă tu nu ești pregătit, eu mă bucur Dumnezeu că eu tare mult am citit la viața mea și de asta întotdeauna și copiii mei citesc. Nu știu care să încep. Iată, eu am citit, de exemplu, Total Forgiveness. Mie mi-a trebuit timp ca eu să mă iert pe mine, să-mi iert partenerul. Da, și să iert foarte multă lume care de punctul meu de vedere... Ai făcut cumva și tu psihosomatică? Eu, de exemplu, nu prea am înțeles multe, dar din... Cartea asta e deși zboala. M-a învățat foarte mult, e secretele subconștiente, m-a învățat foarte mult cum să la care emoții să lucrez ca eu să nu mă îmbolnăvesc fizic. Funcționează. Eu tare cred în legătura asta dintre emoțiile noastre și condiția noastră fizică. Spuneai tu la Tania, da? Nu mă doare nimic! Eu sunt sănătoasă! Eu sunt sănătoasă și asta pentru că eu sunt sănătoasă emoțional, înțelegi? Eu mi-am tratat niște emoții. În primul rând, credeți-mă că iertarea vine la pachet și cu beatitudinea asta, pentru că atunci când tu nu ierți oameni, nu, eu de ce spun întotdeauna, nu trebuie neapărat să stați după asta bot la bot cu oamenii care v-au trădat sau v-au rănit, dar din partea voastră trebuie să iertați pentru că vă se ușurează spatele, umerii, vă se ușurează.
Ce să mai spun eu? Eu citesc foarte, foarte, foarte mult cărțile astea. Dar vreau să-mi spui acum, tu singură cumva ți-ai găsit leacurile astea emoționale ale trupului sau nici nu știu cum ar fi mai corect, sau totuși un psiholog a fost în spate sau un psihosomatic, da? La psiholog am făcut și terapie de grup, am făcut și unul la unul pentru că... În Moldova sau aici? Aici, în America, dar cu cineva prin telefon. Ce vreau să spun eu, oamenii se sperie când aud de psiholog, ei cred că tu ești nebun de cap. Da, acum, ca să fac o... corect, sunt unele cazuri că nici psihiatru nu mai ajută deja, dar oamenii nu înțeleg că până la asta mai există șansă. Dacă vreți să facem o legătură între psiholog și preot, creștinește, tu te duci la preot să-ți spovedești păcatele ca să te împărtășești, da? Uh-huh. Pentru că cumva așa a fost noi învățați că preotul este legătura dintre Dumnezeu și om și acolo sunt niște proceduri. Exact așa e psihologul. Aparent, tu parcă știi niște lucruri, dar vine un specialist în domeniu care ți le aranjează toate la locul lor. Și atunci ar fi bine că nu poți cu oricine. Există și acolo o chimie, există o legătură, dar măcar încercați. Dacă simțiți că nu mai puteți să vă duceți și nu sunt oameni din jurul vostru care să vă ajute, dar gândiți-vă că oamenii din jurul vostru, ei tot au problemele lor. Ei tot poate nu au capacitatea asta să vă ajute. Pentru că ei tot au nevoie de ajutor. Nu ezitați să apelați la psiholog, la cineva care să vă ajute. Dacă vă ajută preotul, mergeți la preot. Dacă vă ajută, aveți pe cineva care vă ajută. Dar iarăși, eu, de exemplu, n-am putut la nesfârșit să vorbesc cu mama sau cu sora mea sau cu cineva care, pentru că ai spus odată. Dar ei nu ori să fie obiectivi în temă. Oricum corect. O să țină cu tine, știi? Corect. Și de asta trebuie cineva care nu este implicat nici din partea asta, din partea Island și nici din partea ta. Și de asta zic, nu încurajez să mergi la psiholog, pentru că o să vă ajute. Și când un pic vă mai liniștiți, deja aveți capacitate, poate singurii să vă scoateți din asta. Eu am avut noroc și de prieteni, nu foarte mulți, în mod special de un prieten. Eu n-am să dau numele, dar el este un om tare, tare, tare deosebit, care a venit în viața mea și mi-a zis că așa nu se poate. Ia și fă curățenie în cladovca ta, așa și mi-a zis, și pornește și uite, nu știu cum, ne-a trimis Dumnezeu. Da, crede-mă că da, funcționează chestia asta, îți dă oamenii necesari în viața ta ca să te ajute. Corect. Și eu, Doamne Dumnezeule, da, și vreau să vă spun, de citit, citiți. Da, arătat, deci două cărți mai ai sau astea două sunt cele mai... Am foarte multe cărți, dar eu am spus că după ce am lăsat alcool am început să citesc cărți despre efectele nocive ale alcoolului, pentru că foarte multă lume a început să-mi scrie. Știți care e problema și mai mare alcoolismului? Că oamenii nu conștientizează. Ea încearcă și spune la un bețiv că el e bețiv. Oamenii nu conștientizează că este o problemă, pentru că noi așa să învățați. Asta nu este o problemă, ba da, este o problemă, dar oamenii nu vor. Și eu am început cumva să studiez mai mult domeniul ca să pot, eventual când cineva mă abordează, eu să pot să am un răspuns de ce ar fi bine. Te-ai gândit cumva să-ți faci, nu știu, un grup poate, o echipă, în caz de, nu știu. Eu încă învăț, pentru că eu am văzut foarte multe relații, familie și vieți distruse din cauza alcoolului și sunt convins că nu tu, dar foarte multă lume. Noi fiecare am avut în familia noastră cineva care a fost... sau guriți, sau afectat, sau de alcool, dar oamenii n-au curaj să vorbească despre asta. Și ulterior mi-aș dori, de ce nu, să formez un grup cu oameni care sunt, dar asta trebuie să vrei singurel uneori, nu te poate ajuta nimic, ca și în orice situație, Nina, dacă tu singurel nu vrei să te salvezi, nu te poate ajuta nimeni, nici măcar copiii, nici părinții, nici măcar omul care te iubește sau pe care tu iubești. Corect, da. Toată dorința asta trebuie să vină din tine, dar credeți-mă, odată ce alegeți, străiți, e frumos și este o alegere. Corect. Vreau să... am dat o întrebare mai înainte, dar pare că n-am primit răspunsul care mă gândeam eu. Copiii. Vreau să-mi spui, fiindcă multe persoane nu vor să se divorțeze din cauza copiilor și uite cum a fost momentul ăsta ca voi să le explicați că mami și cu tati nu o să mai trăiască sub același acoperiș. Cum a fost procesul ăsta? Sau poate dai niște sfaturi mamilor sau tatilor?
cum să ia această decizie? Hai să începem cu începutul. Eu o să vorbesc doar strict din experiența mea și din cunoștințele mele personale, pentru că eu nu sunt un specialist în domeniu. Nu pot să mă dau cu... Eu vă spun exact cum am văzut eu lucrurile și a funcționat. Evident că deja în capul copiilor mei, familia, per general, este, hai să spunem, un subiect vulnerabil deja, știi? Adică un subiect dureros. Dar asta e și un isopățier, cum se spune. Pentru că eu am fost foarte afectată de divorțul părinților mei, ceea ce n-am înțeles de la început, dar ulterior am înțeles în viață că de fapt m-a afectat foarte mult. M-am focusat ca să nu transmit trauma asta și copiilor mei. Uite, eu am vrut să evit, știi cum se spune în viață, că de ce te temi de aia, nu scăpi? M-am temut eu să ajung să divorțez, să nu transmit trauma copiilor mei, asta și s-a întâmplat. Dar eu foarte mult am citit și m-am informat cum aș putea să minimizez impactul ăsta negativ asupra copiilor. Tu n-ai cum să te prefaci că nu o să existe un impact negativ, dar poți să minimizezi. În primul rând vorbiți cu voștri, chiar dacă aparent credeți că ei sunt mici, nu înțeleg, copiii înțeleg tot, ci mai mult decât atât ei simt tot, absolut. În capul lor, fie că mama e rău, sau, tata e rău sau mama e rău sau invers, sunt bun sau rei, există doi personaje care au făcut parte din viața lor de când s-au născut, da? Eu vorbesc acum de familii dintr-un complete. Acum când acești doi oameni decid să nu mai aibă o viață în comună, copiii nu știu ce se întâmplă, da? Ei văd că ceva rău și ei își asumă vina că e din cauza lor. E foarte important să aveți o conversație cu copiilor, știi? Chiar dacă sunt mici, fetița mea avea 4 ani de zile, chiar dacă sunt mici, copiii înțeleg, nu vă războiți, nu vă certați în fața copiilor, nu vă vorbiți de rău partenerii, explicațiile, că eu am avut o conversație cu copilul meu în care el mi-a spus că nu vreau să aleg între tine și între tata, dacă mă puneți să aleg o să mă duc să trăiesc în copac și am zis, iubitul mamei, nimeni nu se pune să alegi pentru că mama și tata. Doamne! Da, wow. Asta era un copil de 6 ani jumate, 7 și nu îmi se pare că nici ei foarte bine înțeleg ce se întâmplă. Și i-am spus că, uite, mami și tatei au o problemă în care nu găsesc un punct comun și, din păcate, bine, nu neapărat să vorbiți cu cuvinte foarte sofisticate, explicați-le în limbajul lor. Noi avem o problemă în care nu putem să găsim un punct comun, o soluție comună și temporar am decis să trăim separat. Dar asta deloc nu înseamnă că din cauza voastră. Noi în continuare vă iubim, în continuare o să fim parte din viața voastră, dar e foarte important atunci când sunteți cu copiii voștri să nu încercați să-i furați rolul celorlalți partener, să-l vorbiți de rău sau să manipulați copiii împotriva partenerului. Problema este între voi, copiii ăștia n-au venit pe lumea asta să vă hotărească vouă probleme. Ei o sleagă pe-a lor în viață. Ei nu sunt vinovați că voi n-ați găsit o soluție. Și de asta încercați cât de puțin posibil să nu le dați foarte multe detalii despre relația voastră, să nu vă vorbiți de rău partenerul și să cumva... Să evitați discuțiile astea, pentru că este foarte mult supărare atunci când un cuplu se disparte. Între ei două sunt foarte multe discuții nefinisate, foarte multe reproșuri, să nu le faceți în prezența copiilor, da? cât puteți de mult să-i protejați. Copiii mei au fost mai afectați la început, pentru că cumva ei aveau un scenariu. Chiar și casa a fost schimbată și locația unde se ducă băiei, da? Să merg copiii cu... hainele după mine prin diferite locații, era cumva, era situația, dar chiar și atunci nu vorbeam de rău. Îi spuneam că asta este o situație în care lucrurile se hotărească, dar uite, tata a decis că el vrea așa, mama a decis că așa și nu ne împăcăm și acum copiii sunt mai bine. Este greu să spui că ei nu suferă, copiii suferă mult. Acum... Și vedem noi la suprafață, ce vrem să vedem noi probabil, dar copiii mei evident că au fost afectați, dar chiar zilele trecute le-am întrebat pe Georgica. Georgica, pentru că noi avem o joacă, would you rather, știi cum este, ai vrea mai bine ciocolată sau mai bine salată, știi? Și atunci Georgica mă întreabă, mama, ai vrea mai bine teatru sau film? Și eu îi spun teatru. Acum eu îl întreb înapoi, Georgica, dar tu ai vrea mai bine doi părinți nefericiți? Sau doi împreună sau doi părinți separați și fericiți.
Giurgicu tăcut, s-a gândit, se uită la mine și zâmbește și zice și doi părinți fericiți, chiar dacă trebuie să fie separați. Înseamnă că el a ajuns... El începe să realizeze. Da. A făcut o concluzie. Dacă el mă vede pe mine fericită, da, poate nu sunt 24/7, 24 de ore fericită, dar el simte schimbul ăsta de energie, el simte că și tatăl lui probabil este mai bine așa, fără mine, înțelegi? Pentru că el, pe de altă parte, tot a ieșit dintr-o relație toxică. Când n-am fost doar eu într-o relație toxică, el tot era parte dintr-una, înțelegi? Și noi cumva ne-am ușurat, chiar dacă este greu, la cineva conștientizează mă repede, cineva mai târziu, dar noi ambii am fost într-o relație toxică vis-a-vis unul față de altul. Corect. Copiii acum cred că sunt mai bine. Noi pe de altă parte zicem că ei cât sunt norocos, îi duc eu în vacanță și apoi duce tata în vacanță și apoi... Dar nu riscați să-i alintați în cazul ăsta? Dar cu ce să-i alint? Ei și așa au pierdut pe familie. Știi cum părinții câteodată se străduie care să-i mai bun, care mai bun și care dă mai multe. Voi aveți cumva un echilibru? Deci noi avem ceva în comun cu, asta e 100% în comun, noi nu luptăm care să fure atenția copiilor mai mult, noi nu ne cumpărăm copii. Asta e perfect. Deci dacă întreb copiii mei pe cine iubești mai mult, eu spun exact la fel, pe mama și pe tati la fel. Niciodată n-am încercat să ne furăm atenția pentru că asta înseamnă manipulare. Iar și zic, nu vă manipulați copiii și el îi duce în vacanță pentru că e vacanță bine meritată și eu îi duc pentru că eu tot vreau să merg în vacanță. De asta ei câștigă, dar nu pentru că eu lupți, iar eu, în primul rând, eu nu-mi permit să duc poate mai des. Și iarăși, posibilitățile sunt diferite. Și n-ai cum copiii simt că încerci să-l cumperi. Copilul nu, ei nu sunt atât de... nici nu pot să folosesc cuvântul prost, că nu sunt... Ei pur și simplu sunt maturi, dar mici. Maturi, dar mici, da? Crede-mă, în situații, în viață, când am învățat mai mult de la copiii mei decât de la unul matur. Așa că, da, fiți sinceri cu copiii voștri, aveți o discuție în cazul în care decideți cât de dureros nu va fi să vă separați, nu știu, poate definitiv sau, dar comunicați cu ei, spuneți-le că uite, asta e situația, v-aș recomanda să nu vă aventurați imediat în alte relații pentru că efectiv o să atrageți asemenea parteneri în viața voastră, la fel, de asta eu am decis să-mi acord tot timpul pentru mine, să nu mă aventurez să mă arunc în alte relații. Deci nu este niciun bărbat acum în spate care să-ți aducă fericirea. Tu singur ți-ai găsit-o. La ceasul, da? Nu, da. Dar nu sunt necesar, pentru că eu cred că e prematur. Cred că e prematur și până când o să hotărăsc niște răni, niște bube în mine, nu cred că o să treacă un partener. Scenariu simplu. Ori să vină cineva total opus, cum se numește, opoziție? Opusul, sau cineva care e la fel. Dar eu nici una, nici alta nu vreau, pentru că eu vreau să fie mijlocul perfect. Nu, eu am înțeles, ai nevoie de întâi tu pe tine să te... Deci tu să-ți găsești singură fericire, după care poate să intervină și cineva. Spune-mi acum, Georgica, știu că... Da. Zic, asta o să vină firesc și organic, nu trebuie să împrați. Atunci când ai relații frumoase cu tine, nici nu simți necesitatea să-ți umpli un gol. Eu nu am un gol pe care aștept altcineva să vină să ne-l umpli. Eu sunt ok cu mine, cu viața mea, am o săptămână copii, săptămâna e, pe mine m-a întrebat, dar cum poți tu fără copii? A fost mai greu la început, acum m-am obișnuit și dacă sincer sunt, știu că sunt în mâini bune, știu că atunci când ceva o să se întâmple, o să fiu prima persoană pe care o să spune să fiu acolo. A treia, chiar e necesar. Să știți că maternitatea te obosește foarte mult și nu e necesar să ai timpul tău. Iată când am eu timp să citesc, să merg la sport, să vin acasă, să mă odihnesc, să petrec timp cu mine, să merg în natură, să merg. Tot reușesc atunci când am copii. Dar trăiți în același oraș, da? Trăiți aproape. Da, sigur. Dar chiar dacă e săptămâna, de exemplu, săptămâna asta copiii o să fie la el. Chiar dacă copiii sunt la el, oricum noi vorbim cu copiii prin telefon, prin Messenger, ne vedem aproape toată ziua, așa că nu-i problemă. Dar până când nici tatăl, nici el nu și-a oficializat cumva vreo relație, nu are pe nimeni care să... Așa zice el. Nu să știi, da? Ok. Da, eu cred că, Nina, trebuie să fiu sincer, eu cred că încă nu sunt pregătită nici eu să aud, dar asta este dreptul lui și eu consider că fiecare om trebuie să fie fericit, așa că da. Eu mi-aș dori el să fie.
Da. Corect, corect. Povestește-ne, știu că, sau hai să vorbim acum despre, mai bine, despre visul american, da? De ce America? De ce ai decis să vii în America? Deci tu în 2012 ai venit. Ai în 2012, deja. Iulie, am 11 iulie, iată anul trecut, când am plinit 10 ani, eu am zis că de acum încolo am trecut o decadă în care eu am făcut cât am putut și de acum încolo pornește tot o altă etapă în viața mea și să știi că lucrurile chiar așa s-au întâmplat. De ce America? Pentru că eu avem o soră. Eu lucram la Publica și mă descurcam foarte greu financiar, da? Și sora mea lucra, era studentă, ea când în Republica Dominicană, când în Miami, când nu știu cum, și zic, măi, eu atâta muncesc și nu-mi permit două zile să mă duc. Și-s vedeta Moldovei și tot nu n-am bani, da? Mă arată la televizor și eu nu-mi permit. Corect. Și sora mea, și eu atunci zic, da, eu... nu o să-mi permit foarte curând. Și când lucrezi într-o instituție media, tu ai acces la foarte multe informații. Da, eu am conștientizat atunci că, uite, situația mea financiară foarte curând nu o să schimbe, da? Nu, salariul o să fie tot așa, dacă o să am alt job, bine, dacă nu, nu. Acum lucrurile s-au schimbat și oamenii pe cont propriu pot să-și facă alți bani, dar 11 ani în urmă nu era așa de... Nu era TikTok-uri, nu era Instagram, unde puteai să faci bani separat. În fine, și am decis să vin în America, 6 luni de zile și acum ți-am minte, cred că am mai spus undeva, să-mi cumpăr telefon și iPhone și iPad 6 luni de zile, dar așa s-a întâmplat, s-a întins pe 11 ani de zile și asta știu, e viața, cred că așa a fost să fie. Eu cred că visul meu american s-a împlinit, uite sincer. După câți ani de America ai mers în Moldova? Eu m-am dus... După un an de zile. La mine a mers foarte ușor. Norocoasă. Asta e bun. Da. De zis că n-ai avut atunci costul ăsta al emigrării, știi, să te duci să duci un dor nebun de casă și să nu ai cum să pleci. Fiindcă hai să recunoaștem, noi toți cum e greu. Eu știu în continuare oameni care suferă, care caută modalități și care și-au îngropat părinții și n-au mers acasă. Inclusiv sora mea când a murit tatăl meu, ea nu putea să vină acasă. Noi, practic, ultima suflare, el și-a luat-o la telefon cu sora mea. Adică ea a fost foarte afectată de asta. Și cât părinți știu, dar câți copii, doamne, câte cazuri știu, copii fără acte care au murit în state și au fost trimiși acasă. Asta e tragedie foarte mare. Eu am fost norocasă să știi că eu n-am dus atât de mare greu cum au dus altă lume și într-adevăr am cunoscut istorii foarte, foarte grele. De asta eu atunci când am spus la Titania că tu să stai să asculți niște istorii a oamenilor care au trăit fără casă, trebuie fără bani. Trebuie o sticlă de apă între noi și atunci ce mă plânge, da? Dacă nu bem vin, bem la apă. La și istorii auzi, știi cum, îți vine să te apuci de băut, știi? Nu că, da. Nu că să bei apă, dar îți vine să te întorci înapoi la plâns. De acord. Dar știu istorii foarte, foarte dureroase și eu am fost una de puținele norocoase, pentru că eu când am întrebat, uite, ce ai făcut 5 ani de zile și nu ți-a făcut actele și spune, deci Tania, noi nu când am vrut, noi n-am putut. Tu ai fost norocoasă și ți-a întâmplat da, exact. Deci e o chestie care nu e ușor să o faci. Sora mea după 9 ani de America a fost acasă. 9. Și mama tot plângea și spunea că ori să fie moartă, ori să fie acolo, tot aceeași. Da, și mama era atât de distrusă de chestia asta și pe atunci mai ales că ea a venit în 2006, nu era nici Skype, abia a apărut Skype, nu mai știu, deci nu era. Conectam dacă o dată în jumătate de an, o dată la 2-3 luni, asta era, nu-i vorbeam în fiecare zi să am acces, sun, cum ești, cum te simți. Luni întregi nu știam ce faci, ce cu dânsa, dacă e ok sau nu e ok, știi? De asta și zic că visul american, mulți au plătit cu costuri scumpe și dure. Pentru tine a fost dur pentru că poate, dar hai să nu o luăm cu dur. Ia-o ca o lecție bună. Corect. Experiența ta din America. Eu vreau să spun un lucru că în momentul în care în viață ești recunoscător pentru toate situațiile care aparent spar grele la un moment dat și înțelegi că a fost necesar de aceste situații ca tu să crești sau să depășești o stare de-a ta interioară, eu cred că asta e un moment de maturitate și tot, cum și o să-mi repet încă o dată, tot rău spre bine. Sunt foarte multe lume care au trecut prin greutăți, dar până la urmă lucrurile
Am mers spre bine, mai devreme sau mai târziu, da, uh-huh. Și iată și care e experiența mea. Uneori sunt că mă gândesc, băi, dar parcă nu a fost atât de grav, dar a fost greu. Ele toate au fost necesare ca eu să pot să cresc, ca noi să putem să evoluăm ca și ființă spirituală, ca și om, exact. Matur, ca și... Așa exact. Că, da. Nu știu, chiar atunci când aveți o problemă mai grea în viață, încercați să... Știu că este greu, nu e ușor să spui, dar încercați să fiți cât mai pozitiv, pentru că uneori lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple, pentru că există ceva mai superior decât noi care trebuie să... Care, cum s-ar spune? Nu, dacă există care o cale. Există o ieșire de situație, da. O soluție, da? Există o soluție de ață... Aveți că noi toți scăpăm de la un subiect la altul. Eu am pe Instagram am o rubrică specială în care eu pun cărți și audio și book, și acolo sunt foarte multe cărți din care puteți să vă inspirați, dacă o să vă ajute neapărat. Perfect, deci o găsesc pe Tatiana Pușcaș pe Instagram. Și nu să mare ieșiriță. Influență, da? Iași, nu sunt tare mare influencer, dar mă bucur să știu că există lume care se inspiră și pe care poți cumva să le ajut, știi, să iasă din asta. Să știi că după experiența ta, am avut o avalanșă de oameni care mi-au scris și care și-au împărtășit istoria și am fost bucuroasă să știu că nu sunt singură. Iarăși după divorț, după ce am început să vorbesc despre divorț deschis, pentru că iarăși eu am început să vorbesc atunci când eram eu pregătită. Cumva dădeam de înțeles, dar eu am început și nu vă lăsați influențați de oameni care vă spun că trebuie să vorbești, spui, faceți lucrurile atunci când sunteți pregătiți să vorbiți. Corect. Da? Pentru că și de când am început să vorbesc, uite, iarăși mă bucur să pot să ajut, măcar uite, cu o recomandare de carte sau de o recomandare de activitate în care se poate să ieși, pentru că singurii că e greu. E greu, da, e foarte singur. Greu. E foarte greu. Da. Deci rănile din suflet și subconștientul trebuie să-l descoperi tu. Pentru asta. Trebuie să găsești pe cineva să te ajute neapărat, Nina. Ia să spun încă o dată, cereți ajutor, nu vă rușinați, nu mai sunt timpurile în care să vă fie rușine că nu ești ok, e ok să nu fii ok. Și nu așteptați că o să treacă de la sine, să știți că noi suntem, imaginați că fiecare om e ca o ceapă și fiecare foaie, da? Fiecare rană ea se depune exact, și cu cât mai mult tu începi, ca să ajungi la tine interior, tu trebuie tare mult să curăți felii cu felii, cum se numește, foaie cu foaie, de ceapa asta și e mult de lucru, dar nu lăsați, pentru că ea tot sunt groașă mai mult și chiar dacă... Eu cred că și procesul ăsta de a iertării la fel te ajută cât mai rapid. Foarte mult, este primul, deci cu asta încep. Cu iertarea trebuie să încep și indiferent, v-am spus, nu trebuie neapărat, pentru că sunt oameni care e foarte greu. Eu în continuare am oameni cu care încerc să iert și mi este foarte greu. Dar înțeleg că asta tare mă ușurează și atunci când tu... Imaginează cum ai faci curățenie într-un dulap în care tu scoți niște haine vechi și mergi la cumpărături să-ți cumperi ceva nou. Exact așa și cu iertatul ăsta. Înțeles, sunt niște oameni care acolo te lasă, care nu te lasă să-ți împrospetezi garderoba asta și tu ții acolo supărarea asta. Dar odată și tu ai lăsat să ducă, nu neapărat să-i mai ții. Și deja să meargă și activități. Uite, te urmăresc tine și tu faci foarte mult sport. Asta a fost tot o metodă de a te elibera de... Da, ia uite, numai mușchi și vitamine, vezi? Da. Cum de un video acolo, eu trăiesc la Ciocana. Sportul mă ajută foarte mult, dar sportul nu e doar ca să arăt eu bine. Sportul este... Cum se numește hormonul ăsta... Doamne, am uitat. Îți dă energie mai multă. Deci, da? Dar când? Deodată așa ți-o dat energie? Sau că, de exemplu, dacă fac sport, apă dorm. Nu. Mă culc. Nu deodată, dar dar când încep deja să simt, corpul tău se simte că, uite, el... Ceva sunt timpul, da? Oxitocină, s-a pus, mai numește, când se eliberează în organism. Oxitocină e așa de cu iubirea. Dar și oxitocină îți dă. Da. Adrenalină și apoi mai este adrenalină și am uitat. Hormon, deci nivelul de energie în organism se cumva se activează. Deci, înțeles, tu...
tu deja când începi să vezi, dar tu trebuie să înțelegi un lucru, că și cu slăbitul ăsta și cu sportul ăsta, lucrurile nu se întâmplă peste noapte, dați-vă timp în tot, și în iertare, și în, regăsirea asta voastră, și în corpul vostru să se refacă, dați-vă timp, pentru că lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Și dacă tu ai stat, de exemplu, mult, mult timp și n-ai avut grijă de corpul tău, tu nu poți într-o săptămână acum să devii super sănătoasă și nu știu. Și atunci vă spun un lucru. Corpul nu... Nina, hai să spun acum un lucru. Forma în care noi suntem și cum arătăm, în forma în care noi suntem acum, nu o să ne mai întâlnim niciodată în viață, în nicio altă viață. Okay? Fie dacă credeți voi după oamenii care vin în viața voastră, nu o să ne mai vedem niciodată în altă viață. Dacă voi crezi, de exemplu, în reîncarnare sau, exact, sau în viață, sau în, câte acolo, 7 vieți ale sufletului, da? Uh-huh. În forma în care noi suntem, e doar o singură șansă. Oamenii care vin în viața noastră, nu o să ne mai vedem probabil în alt vieți. Și atunci... Corpul nostru este casa noastră care ne se dă acum. Și dacă tu ai grijă de casa ta și ștergi praf, speli poderile, de ce atunci nu aveți grijă de corpul vostru? Pentru că cu el te trezești, cu el dormi, cu el te duci oriunde. Și dacă corpul ăsta vostru e bolnav și nu este bine cu el, nu o să mai poți să, să realizezi nici vise, nici să călătorești, nici să arăți bine, nici să fii împlinit cu tine. Și, și mai este un lucru, tare multă lume aud care spun că, ia, că trebuie să mă apuc și eu. Așa eram și eu. Acum trebuie să spun un lucru. Nu există trebuie să mă apuc și eu cândva, undeva. Dar apucați-vă. Chiar dacă tu peste o săptămână te lași, oricum apucă-te. Merg azi un pic mai mult. Iesc 10 pagini mai mult. Mănânc un pic mai puțin. Reduc consumul de informații pe internet sau timpul sau nu știu cum. Totul începe de acum, nu mai amânați că trebuie să mă apuc de la o lună sau să termină postul sau vine acum. Chiar dacă tu e eventual o stilaș, dar tu deja o să ai imunitatea asta, știi, de, obișnuința de a te apuca de lucruri. Așa că nu lăsați de asta mâine când e făcut rămâne. Să știi că eu am făcut un screenshot la o poză de-a ta când ai postat-o pe Facebook, ca story, nu mai știu ca ce. Dar undeva ai postat tu cât mâncai, da? Și ai zis că de cât mănânc, asta depinde cum arăt, da? Și i-a trimis-o și sora mea și zic, fii atentă că vezi că până la urmă, deci, uite, dacă vrei să arăți bine, trebuie să faci cantități. Cantitate de mâncare, că, cantitate de sport. Și să știi că oamenii, stai că iarăși, te rog stai bă, că de-asta că îmi fug gândurile deja, m-am gândit că trebuie să mă duc acolo să ne copii de la școală. Stai să revin din acolo, îmi fugi gândul. Te rog stai asta. Vorbim acum despre cum tu mi inspiri prin pozele tale care le postezi cu mâncarea, da? Corect. Ce vreau să spun eu, că asta pare greu dintr-o parte, dar odată tu începi să implementezi asta în viața ta, ea devine ca un stil de viață. Nu mai este, eu nu țin diete, eu nu țin regimuri speciale, ea devine un mod de viață și tu, de exemplu, îți asculți corpul. Dacă corpul tău... cere mai mult, nu știu, cere continuu zahăr și tu simți că asta nu-i bine, tu începi să reduci sau scoți. Eu, de exemplu, nu mai consum zahăr de ani buni de zile, da? Acum, ultima perioadă... Adică nu mănânci deloc dulce? Ba, da, mănânc dulce. În ultima perioadă mai mult mănânc dulce, dar zahăr, anume zahăr alb, în casă nu am deloc, nu consumăm. Sau pâinea, sau nu știu cum. Nu, și nu vă puneți ca și scop să slăbesc. Nu slăbitul trebuie să fie scopul vostru, dar sănătatea vostru. Pentru că înțeles. Odată ce tu o să te educi în sensul ăsta, o să devin un stil de viață, da? Și nu o să mai... Și acum sunt posibilități. Hai să nu mai... Să nu mai amăgim. Sau să ne amăgim, da. Da, sau să ne amăgim că, uite, mănânc că e scump să țin un regim alimentar sau să mănânc diferit. Nu este adevărat. O salată este mult mai ieftin decât burgerii și toată mâncarea asta. Păi asta, dar vezi că pupilele gustative din gură nu e atât de gustos. Parcă îți pare că... Și nu, eram am filosofie. Mâncarea nu trebuie să fie complicată, da? Mâncarea trebuie să fie foarte simplu, pentru că cât mai mult o complici și o combini, cu atât mai greu este corpului să digere mâncarea asta. Dar toate 20 de produse pe care le pui într-un singur fel de mâncare, ea e diferită. Dar așa eu m-am învățat să gătesc mâncare foarte simplă, da? Pui bucat de pește, pui cu o salată, pui o bucat de carne, pui cu salată, pui cartofi, pui cu salată, nu mai dau și carne și tot și mai sunt acolo. Înțeleg. Deci, e foarte diferit. Da, eu...
Uite, hai, vreau, mai am mai multe întrebări. Noi am vorbit acum mult despre mai mult spre motivațional, da? Un efect motivațional ar fi. Vreau, am câteva întrebări care poate să reușim să le răspundem mai rapid. Georgica și cu Monica au fost acasă în Moldova. Lor le-a plăcut. Spuneai că chiar te gândeai cumva să nu mai revină. Ei nu voiau să revină în America. Nu, copiii mei sunt foarte... nu pot să spun acum că atașați, îți dai seama, dar ei, eu de mici copii i-am învățat despre țara mea de unde vin, pentru că și tata lor este moldovean și eu sunt tot din Moldova și bunicii, bunica mea, mama mea trăiește aici, în comunitate i-am dus, în familie avem niște tradiții frumoase, da, de sărbători noi gătim, moldovenești, mama mea în mod special și copiilor mei foarte tare le place în Moldova. Să duc acolo, ei se simt liberi. Da, spuneai că de libertate. Într-adevăr, și eu când am fost acasă, mi-am dat seama că noi suntem psihic, emoțional... Afectați. Da. Eu m-am dus, toți care erau de acolo, care sunt de acasă, din Moldova, au lăsat copiii să meargă la parc, dar nu-i vedeau. Și eu zic, cum să nu-l vezi? Deci, mintea asta, eu am ieșit în pizzeria aia și am fost, l-am stat lângă dânsul în parc, înțelegi, ca să văd cum se joacă. Da, și eu zic, dar ei sunt tot la menina, nu ești sănătoasă. Nu, cum nu sănătoasă, dar eu trebuie să-i văd. Noi, după frica asta, că tot se fură foarte mulți copii în America, să știi, fie de fie de nebunii. Da, Moldova, și Gheorghe, cum zis, în Moldova, eu mă simt mai liber, mama. Mă simt mai liber și nu e problema lor, e problema noastră, dar e și problema țării în care trăim. Înțelegi? Pentru că și America nu pot, Tom, eu nici afară nu trimit copiii singuri, trebuie să fii constant cu ei. Înțelegi, consumă foarte mult maternitatea în America, vorbesc, nu știu cum e în alte țări, dar în Moldova este un pic mai liber. Nici nu știu acum e bine sau nu, dar mi se pare că ar trebui un pic de mai multă libertate și de încredere în copii. Nu vorbesc de la vârsta de 2-3 ani, știi, deja uite, la 9-10 ani copilul este capabil să meargă afară, știi, să facă da, decizii, nu, să ia decizii. Că noi avem încrederea în ei, dar nu am încrederea în sistemul în care, sau în viața, în lumea în care trăiesc. Se reflectă asupra lor, se reflectă asupra copiilor, că copilul știu, nu știe. Dar în cazul Doamne ferește să înțelegi cum îl lăși. Cum să... Noi ne frică să lăsăm să vină de la școală singur. Când eu din clasa 1 până în clasa 12 am venit singura de la școală acasă, 3 km. În Moldova și acum asta se întâmplă. Doamne, eu cred că dacă știi și în Eu avem jumătate de oră, 25 de minute până la școală, 25 înapoi, pe jos, eu trebuie să merg rapid. Da, și n-am avut confort să mă duc cineva și să mă aduc cineva. Și eram și mic, eram din clasa 3 până la 4 după masă. Deci, mi-mi pare foarte rău, dar sunt timpuri diferite și pentru noi. Prima, a doua, eu încerc să compensez diferit. Chiar dacă în afară nu pot să scot, eu în casă le dau libertatea lor de alegere, de încerc cu Georgica mai ales, știi? Adică îi las ca ei cât maxim posibil să poată să decide să aleagă pentru ei, pentru că din momentul și iese din casă, copilul ăsta nu-și mai aparține, știi? Ție îți place în America? Întrebare de un milion. Ei bine, acolo unde nu suntem noi, să începem cu asta. Dacă mă uit în Moldova, mi se pare că e frumos acolo, că mă duc acolo vreau în America. Sunt bune și rele, Nina. Țara asta mi-a oferit multe lucruri pe care eu în Moldova probabil nu era să le obțin, cum ar fi statutul financiar și cam asta, statutul financiar. Totuși America e țara business-ului, banilor, corect. Noi vorbim despre cea mai prima economie din lume. Dacă știi să ești un om descurcăreț. Și țara asta îți dă posibilitatea să crești. Până la urmă, pentru asta am venit. Pentru iPhone și pentru iPad? Ți-ai luat iPhone și iPad? Așa de tare, am vrut că m-am trecut la Samsung. Dar te vezi îmbătrânind aici? Nu, 100% nu. Dar unde? Eu tare mi-aș dori, uite sincer, în Moldova probabil, eu mi-aș cumpăra o casă pe malul Nistrului în care să mă duc, să am o grădinuță, în care să pot să lucrez cu mama, să o iau cu mine înapoi, pentru că... eu nu vreau să fiu mama în care să stai la fundul copiilor lor și să merg după ei. Pe mine mama la 18-19 ani a avut încredere și m-a lăsat să mă duc. Eu mi-aș dori să pot și eu asta cu copiii mei.
Și dacă eu se decide să rămână, este dreptul lor, ei sunt cetățeni americani, dar eu probabil m-aș muta în America. Lasă să vină ei să mă viziteze, dar și ei tot au dreptul să ducă sau să rămână. Eu am senzația, cu cât mai multe rădăcini că plătăm aici, cu atât mi-e greu să... să spun ce fac cu viața mea pe viitor, știi? Da, eu cu un an în urmă strigam în gura mare că mă duc în Moldova. Niciodată nu știu ce se întâmplă. Așa și acum, nu știu, da. Eu mă sunt bine acum. Uite, momentul de față, hai să vorbim despre prezent. Eu mă sunt bine în țara asta. Da, sunt unele lucruri care mie mi este foarte greu ca și mamă singură, dar eu mă sunt bine. Am căpătat un alt job între timp. Mă simt financiar, sunt ok. Copiii sunt lângă mine, este mama, dar eu nu știu ce o să fie în 10 ani de zile. Corect. Eu nu știu, dar acum nu mă văd în țara asta îmbătrânit, dar mă știi, când o să apară copiii mai mari, o să aibă și ei copii, sigur că nu m-aș duce de lângă ei, îți dai seama, chiar dacă o să trăim separat. Dar nu-ți dai seama aici, încep să ai cu mătri, fiini, chestii, deci tu așa de tare îți pui rădăcinile aici, când nu știi unde e acasă, e tare greu să înțelegi unde e acasă. Spune-ne acum despre jobul nou, hai că rapid să nu ne știu că trebuie să mergi tu, ai treabă. Am obținut un job la bancă, că să imaginez eu tare mă mândresc pentru ai noștri. Bravo. Eu în viața mea n-am crezut că sunt bună. Eu credeam că sunt bună doar de gură, știi, că asta e. Prezi, cea mai sexy prezentatoare de știri sport la bancă în America. Eu credeam că eu sunt bună doar de gură, dar viața mea de cap. Tu știi, da, eu de fapt pentru mine jobul ăsta este ca o cum se numește, un domeniu în care eu m-am regăsit. Nu, o provocare, Nina, pentru că eu nu știam zero nimic, eu banii doar știam să-i cheltui. Nici măcar nu știam să-i număr, înțelegi? Eu știam să-i cheltui atâta tot. Acum, fiind în domeniul ăsta, atât de multe lucruri am învățat. Dar ai făcut ceva studii ca să te angajezi? Sau... Nimic, absolut. Okay. Pur și simplu am avut norocul, iar și eu vorbesc de noroc, dar tot prin cineva am obținut, prin niște clienți care veneau la mine la restaurant. There you go. Pentru că ei foarte mult pe mine m-au îndrăgit și au văzut atitudinea mea față de oameni, pentru că eu chiar dacă lucram tineriță, să știți că eu făceam jobul foarte bine. Ei au văzut că eu mă implic, sunt atât de bine, mă descurc foarte bine în comunicare cu oamenii. Da, prestez servicii foarte bune. Și eu când am plecat de acolo, ei m-au căutat și m-au întrebat, tu nu vrei să aplici la bancă? Și zic, Doamne, Dumnezeule, în viața mea nu am la bancă. Dar conștientizam că foarte mari șanse nu am în altă parte, pentru că eu nu am studii în America, eu nu avem o experiență într-un domeniu oarecare. Și zic, măi, mă duc să încerc. Și m-au luat la bancă, atât de mult îmi place, pentru că este în continuare lucru cu oamenii. Perfect. Sistema o învieți, nu este atât de greu. Eu când m-am dus să lucrez în restaurant, am învățat să fac, să mixez cocktailuri. Shake-uri. Și atât eu lucrez cocktailuri, să fac cocktailuri. Eu 90% din cocktailurile cele nici nu le-am gustat măcar și m-am lăsat de alcool. Acum imaginează să mă duc să lucrez la bancă, Doamne Dumnezeule, poate mă lăs și de cheltuit bani. Știi cum zic, mă învăț cum să menajez banii, mă învăț cum să menajez banii, așa că niciodată nu știi. Eu deja sunt deschisă la orice oportunitate în viață și e mult mai bine atitudinea asta, să nu te ții fix de un lucru în viață. Și cum e să lucrezi cu americanii? Eu am învățat un lucru, că nu neapărat acolo unde lucrezi să-ți faci prietenii. Eu nu mai sunt acolo să creez legături pe viață, nu știu cum. Ți-ai făcut job-ul bine, ai lucrat, nu avem de părțit nimic, fiecare își face job-ul și fiecare e cu viața lui. Americanii la asta merge foarte bine la ei, așa că eu sunt ok deocamdată cu asta. De respect decizia, da? Corect, da. Dar nici nu am timp, știi, acum de... Uite, nu ți-e doar... Eu când am venit în America și ascultam primele 2-3 luni, după radio, după televiziune, unde vorbești doar limba română, și când am venit în America și auzeam atât de mult în limba engleză, sincer, mine mă zgâria tare la creier. Tu te-ai adaptat cu chestia asta și limba engleză cât îți de aproape? Eu 9 ani de zile aproape că am trăit în comunitate în care aproape că nici n-am vorbit deloc engleză. Eu am fost foarte implicat în comunitate, în continuare mai am niște proiecte aici care tot așa, am auzit limba română peste tot vorbindu-se, da? Adică eu eram ok. Acum, dimpotrivă, sunt absolut ok, pentru că trăiesc 10 ani de zile în America și n-am avut prieteni americani.
Și cred că sunt la etapa în care ar fi bine să deschid o nouă etapă în viața mea și să las să învăț, să învăț despre cultura americană, să învăț oamenii americani. Eu după 10 ani de zile, după tu m-ai întrebat cum să lucrez cu americanii, doar lucrez, asta e unica mea interacțiune, dar eu mi-aș dori să mă împrietenesc cu americanii, să le cunosc din cum sunt ei, pentru că impresia mea despre ei era foarte superficială. Noi, de fapt, când ne ducem într-o țară, indiferent de care ne duce, tendința noastră să rămânem blocați în comunitatea în care ne-am dus. Cauți tot sfii limba ta cât mai aproape. Stau în comunitatea lor, bulgarii stau în comunitatea lor, românii stau în comunitatea lor, nu fix așa. Noi foarte, eu foarte puțin am învățat despre America ca și cultură în general. De asta spun că nu, eu sunt foarte deschisă, sunt foarte... Deci visul tău american abia acum începe. Visul tău american abia acum, clar, da. Da, interacțiunea mea 100% cu americanii. Eu n-am lucrat într-o companie de americani. Asta e primul meu job în care eu sunt 100%, 100% vorbesc doar engleză acolo. Și asta pe mine mă bucur, pentru că e timpul și să mă învăț. Nu doar să stau în comunitate și la nivelul în care am stat, știi? De asta eu sunt mult mai deschis acum. Deci tu, funcția ta este bancher asociat? Da. Associate banker e ca un fel de teller, nu știu cum e în română. Când te duci la bancă și ia te prinești un om, vine un om. Dar ce-mi place mie, ai niște, facem tranzacții, depozităm, scoatem, desea un ușoare, dar este o poziție un pic mai avansată, pentru că ulterior în viață deschis account-uri, tu știi că în sistemul american, în America, sistemul bancar e foarte dezvoltat și acolo toate transferurile, toate monetarea se face prin cardurile astea și atunci eu învăț să deschid account-urile, să le închid, să fac transferurile. Poate nu ai multă experiență încă în sistemul bancar. Tu ești la Chase, da? La banca. Chase, da. Da. Spune-mi, ce crezi tu? O să fie într-adevăr un colaps al sistemului financiar în America? Poate nu știu așa o opinie măcar, știi? Auzând, vezi... Da. Noi am avut un meeting. Chase este una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite, e pe piață de peste 200 și ceva de ani. Îți dai seama că banca asta a văzut ups and down de toate felurile. Din câte noi eu știu, acum nu sunt mari expert financiar, cei care au banii la Chase, deocamdată banii lor încă sunt disponibili și tot e ok. Bani sunt, oamenii vin, fac depozitări. Mi se pare că și oriunde în lume sunt niște garanții pe care banca ți le dă atunci în cazul pare în care... Pare până în 300.000 sau 200.000, nu mai țin minte care era suma. Exact, da. Ei, eu nu fac așa. Eu n-am încă așa 300.000 de dolari, că n-ar cum nici să-mi bogățăm, nici să rășesc. Așa că... Exact. Uite, bravo, eu tare mă bucur pentru tine. Au făcut niște share-uri de știri, iarăși. Noi, ca jurnalist, suntem învățați să verificăm sursa informației pe care trece prin noi. Așa că eu, iarăși, verificați de 2-3 ori informația din mai multe surse. Prima, a doua, nu mai prindeți tot ce zboară. Ok? În special în perioada și în viața în care trăim acum, că e atâta propagandă și atâta prostie mediatică. Da. Apropo despre media, raportat cu Moldova, vreau să zic acum, avem foarte mulți influenceri. Tu, care ai făcut studii în jurnalism, ce opinie ai despre chestia asta? Acum, oricare deja e jurnalist și se declară... Tu ai spus foarte corect. E una să fii jurnalist cu informații și experiență și cunoștință de bază și tot altceva să fii influencer pe Facebook. Asta e două nivele absolut diferite. Da. Pentru mine, uite, eu când am lucrat, am fost un pic mai activă pe social media. La un moment dat devine foarte greoi. Eu nu s-o știrbit din imaginea profesiei de jurnalism? Am senzația că știi fiecare... Hai să recunoaștem că sunt jurnaliști care au fost jurnaliști și care au șters imaginea jurnalismului. Adică, da, până la urmă nu poți. Iarăși depinde de om, dar care e scopul tău. Pentru că am văzut oameni fără cunoștință care fac o treabă foarte bună și de la care poți să te inspiri și am văzut oameni cu experiență și cu cunoștință care, de la care nu ai ce să înveți. Amin, oamenii sunt oameni și oameni. Deja nu-i mai pune pe toți într-o... Dar în Moldova sunt foarte mulți. Eu nu pot. Uite, sincer, eu am încercat. Eu încerc să filtrez informații pe care o depun. Sunt conștientă că
ceea ce postez eu ajunge la mult mai multă lume decât eu cred și impactul poate fi mult mai mare. De asta eu aș fi foarte, iarăși încă o dată mă adresez la oamenii care au o capacitate mare de a influența comunități mari de oameni, să fii foarte atenți la informații pe care o duceți și de asta încercați mai puțin alcool să dați. Corect. Dar în faza care, da? Eu, de exemplu, tot nu pot să fiu influencer, să cum mai numesc în ziua de azi, eu sunt jurnalist. Nu pot și eu, sincer să spun, nu urmăresc pe nimeni din Moldova, nu știu, nu-i urmăresc, nu-mi plac, nici pe Emilian Crețu nu-l urmăresc, nici pe, eu pe nimeni nu pot. Nu rezonează, eu în general, eu fix așa nu urmăresc, nu rezonează. Dar nu mă motivează, eu așa de mult am pe cap, eu abia am dormit 4 ori noaptea asta cu copchii mei, eu mai am când să-l ascult fiecare. Nina, noi suntem aici cumva un pic diferit de ce, cum ei văd lucrurile, dar mie îmi place să urmăresc oamenii de la care pot să învăț. Nu am timp pentru toți. Eu tot așa, eu e puțin de bun. Corect. Și pe mine fix așa. Nici nu mă încălzește, nici nu mă rășește cine mă urmărește, care, nu fac bani din asta, nu. Mi-aș dori, dar nu pot. Corect, corect. Eu abia despre praful magic l-am aflat de la Lucian Ciuc, de la... nu știam despre praf magic. Băi, eu n-am... De unde atâta? De acolo în Moldova, uite că oamenii sunt foarte influențați de astfel. Într-adevăr, mai vedeți, mai da, mâncați, consumați tot ce zboară, știi? Dar trebuie să poți și trebuie. Asta să faci, înțelegi? Tu corect. Poți, tu așa e. Impact, talent de asta, asta nu-i... Trebuie să ai talent. Corect. Nu oamenii sunt așa talentați, hai să vorbim despre talentul tău de a face campanii de Crăciun și te las să mergi să-ți ai odorurile de la școală. Da. Campaniile de Crăciun, de unde a venit? Deci dorul ăsta de jurnalism, de comunicare cu oamenii, de asta și ai făcut campaniile cu Shoebox? Nu. Și... Nu, okay. Nu, eu n-am așteptat niciun... Nici o promovare, n-am așteptat să mă cunoască lumea, nu asta a fost scopul meu. Pentru mine, știți, este o vorbă, Nina, atunci când tu devii părinte, devii părintele tuturor copiilor. Și iată, eu când am devenit mamă, în mine s-au schimbat niște lucruri, da? Niște instincte. S-au trezit poate niște instincte pe care nu le aveam înainte, niște emoții pe care eu nu le știam până la asta. Și atunci când eu vedeam copiii mei cât sunt ei de norocoși, ca o mamă, tată, sunt niște copii iubiți, adorați, doriți. Și când vedeam cazurile astea în care eu până în ziua de azi nu pot să cred că sunt oameni, mame, și nu judec, Doamne ferește, dar nu pot să trec peste asta, care efectiv nasc copii și pun într-o pungă și îi lasă la stații, și câte cazuri de astea sunt, pe mine mă depășește asta. Și eu, din dorința asta de a bucura niște sufletele atât de pure și de sincere am avut, pentru că era exact înainte de anul nou, când nu mai era Georgic foarte mic și Monica mi se pare că deja era, când era o avalanșă așa de atenție asupra copiilor mei, știi? Adică erau atât de multe cadouri și nu-i vina lor, eu n-am făcut asta pentru că, dar eu m-am gândit la mei, m-am bucurat, în același timp m-am gândit la alții care nu primesc asta și știu personal foarte mulți copii care nu au bucuria asta, inclusiv din rudele mele, care nu, copiii mici care nu au părinți iubitori. Și sau cu capacități. Sau posibilitățile, da. Posibilitățile financiare să le cumpere. Corect. Și atunci mi-a venit dorința asta la nivel de comunitate, după care nu știu cum au crescut mai mari, ca anul trecut am avut cadouri pentru 230 de copii din Moldova. Felicitări! Bravo. Asta este pentru mine o cifră enormă. Și eu, uite, sincer, anul trecut eram atât de istovită. Nu, vara asta, eram atât de istovită emoțional că zic, uite, nu pot, nu mai am putere să mă opresc de asta. Dar m-au găsit niște oameni singuri care au zis, ce s-aude cu campania, mai faci? Hai să donăm. Și am zis că, you know what, înseamnă că asta trebuie să se întâmple și am făcut. Anul ăsta am avut vreo 110 copii, mi se pare că, dar n-am renunțat pentru că este frumos și deja am 5 ani de zile. Mi-aș dori mai mult decât atât, adică să pot să ajut nu doar prin cadourile astea mici. Și sunt cum unii oameni deja nu cred în asta, dar le-am spus că, uite, noi nu credem pentru că pentru noi asta este banal, o pereche de ciorapi. Uh-huh. Este banal să ai cadouri, este deja pentru că ne-am obișnuit. Dar există așa de cazuri în care nu au copii cu ce să îmbrace și corect, faptul că nu înseamnă că nu există. Și
Ea în continuare a făcut, bravo. Și anul ăsta a făcut cutia și a trimit în Moldova, am prieteni acolo care se ocupă cu asta, încă mă mai ajută, nu știu cum mă ajută, dar pe mine asta mă încarcă, uite sincer, mă încarcă mai mult decât atât, Nina, deja și copiii mei sunt implicați în asta și eu îmi doresc ca nu doar eu și noi ca maturi să facem asta, dar ulterior să ajungem când copiii noștri o să crească și să zic pentru că mea și fac asta, dar sigur, Monica, bravo. Mea știe. Știu că există copii care nu au posibilități și ea, tu nu au punut, te alegi la tine și vrei tu să dăruiești, vrei tu să faci dugic, exact așa, știi? Mai mult decât atât, copiii mei îmi dau bani pentru asta ca eu să pot să cumpăr. Așa că eu, rolul meu în cazul ăsta este unul foarte major, știi? Că eu învăț copiii mei să împartă. Foarte bine, deci tu ți-ai implicat, ador când văd părinții care își implică și copiii în oricare proces al muncii, indiferent. Eu am spus până la urmă, nu suntem atât de trecători în viața asta și dacă noi nu ne ținem de anumite lucruri pe care se transmite copiilor noștri, atunci pentru cine mai trebuie toată bogăția asta și toată avuția asta? Dacă noi de acord. Știm să le transmitem niște valori copiilor noștri. Și asta aveai și campania de hrănește un bătrân, pare mi se. Ai avut-o odată sau faci în continuare? Da, am făcut-o anul trecut, mi se pare că și uite, mă gândesc acum să o fac, să o organizez, dar asta așa o campanie un pic mai mică. Am ajuns și am hrănit tot 100 și ceva de bătrâni, le-am dus produse pe o lună de zile acasă, de la poartă la poartă, pentru că... O muncă enormă! E o muncă enormă, am avut noroc că mama era acasă să o ocupă și am niște oameni în Moldova care sunt foarte bucuroși să fac asta și... iarăși, eu ți-am spus, oamenii, cine se aseamănă se adună până la urmă, știi? Corect, da. Ia, și de asta eu mă bucur că am niște prieteni în Moldova care în continuare mă ajută cu asta și cred că o să fac și anul ăsta. O să strâng bani. Prin ce ați care să fie. Da, noi strângem, colectăm bani, trimit banii în Moldova și după care există o listă de produse pe care noi le cumpărăm, inclusiv de igienă. Noi nu cumpărăm cartofi și morcovi, dar cumpărăm niște salam, niște cașcaval, lucruri pe care oamenii nu-și permit să le cumpere din pensiile lor. Adică ceva mai bunișor, așa încercăm să le dăm. Și uite, la Paște, eu cred că asta o să fac până în viitoare. Lansez că nu trebuie, aici nu e mare, foarte greu, știi? Aha. Și ia, până duminică, dacă scoți emisiunea, bravo. Sunați, spuneți, eu cu mare drag mă implic. Super. Care sunt planurile tale pentru 2023 sau, în general, ai vreun proiect, vreun plan de suflet sau ceva pe lângă festival? Festivalul vreau să mă ocup de asta, vreau să găsesc sponsori. Da, când ați vrea să aibă loc? Am vrut inițial pe 3 septembrie, dar cred că o să pune pe 26 august, înainte de Ziua Limbii, pentru că atunci este Memorial Day, mi se pare că și foarte multă lume e plecată și cred că o să fie pe 26 august. O să dăm detalii pentru că nu avem afișe. Denumiri încă nu aveți o denumire. Ba da, dar eu am uitat să spun. Dacă tu știi, eu fost și o campanie la publica, mi se pare că eu sunt Moldova. Aha. Și probabil asta o să fie și tematica festivalului nostru, Eu sunt Moldova, pentru că de fapt Moldova este în noi, oriunde în lume nu ne-am duce. Și vreau toți oamenii care o să vină la festival să simtă că ei toți sunt Moldova și sunt bineveniți la festivalul nostru. Păi reveniți cu echipa întreagă și facem și un podcast atunci exclusiv pentru festival, bine? Dacă am văzut apropo și cu interviul din Orlando, n-am putut să ajung, dar am văzut și știi că a avut un impact pozitiv podcastul tău. Da, foarte. De-aia și zic, eu vă susțin cu drag, sper să ajung și eu la festival în Atlanta. Cum e în Atlanta? Aștept la mine apropo. Foarte frumos. Avem parte, eu nu știu dacă aș trăi în altă parte, pentru că în Atlanta vremea foarte tare mult se aseamănă cu cea din Moldova. Temperaturile plus minus e ca și în Moldova și de asta eu ador timpul de aici, nu cred că aș putea să trăiesc. Nu-i mai cald? Eu am senzația că e mai cald. E un pic mai cald, dar nu atât de cald, știi? Aha. Dar nu este atât de umed cum e, de exemplu, în Florida. Uite, în Florida tot n-aș putea să trăiesc, știi? Noi cumva, Carolina de Nord și Georgia sunt cumva asemănătoare cu timpul din Moldova, așa că te așteptăm vizită. Cu drag, draga mea. De ce crezi că ar trebui oamenii să privească acest podcast? De ce? Da. Pentru că eu sunt cea mai sexy prezentatoare de Cel mai original răspuns.
Da, dar de ce nu? Corect, corect. Ianina, încă o dată îți mulțumesc enorm pentru conversația. Uite, noi ne-am programat pentru o oră, dar a trecut atât de repede. N-ai cum. Te felicit încă o dată pentru lucrul tău de suflet, pentru că știu că este un lucru de suflet. Și sper într-o zi să fii și tu eroina emisiunilor mele, care inevitabil o să fie. Dar îți mulțumesc pentru discuția asta și sper că oamenii care o să vadă să învăț ceva. Nu știu dacă am multe, care să inspir cu ceva. Nu, asta ești un exemplu. Pentru mine ești un exemplu și dacă ai fost pentru mine, sunt sigur că e pentru mulți alții. Fiecare își găsește a lui ce trebuie, știi, de la tine. Poate sunt persoane care acum trec prin divorț și o să găsească cuvinte de aur care le-ai spus și o să le ajute. Sunt oameni care se luptă cu alcoolul, poate, sau sunt oameni care se luptă cu mâncarea, cu sportul, cu viața în America, cu mama singură, cu doi copii, sau gen, deci, sau o jurnalistă plecată din Moldova din cauza sărăciei. Deci, nu, eu cred că mai sunt de-al de noi care s-au dus din Moldova, nu de bine. Tot ce vreau să vă spun acum la încheiere, să fiți sinceri cu voi. Să nu trăiți pentru altcineva, pentru că nu se merită. Să încep de la zero nu este atât de, nu este atât de greu. E mai greu să stai acolo unde nu ești fericit și împlinit. Pentru că de la zero măcar știi că ai un punct și tot mai sus, mai sus. Atunci când ești într-o relație care nu funcționează, nu merită, nu stați nici dragul copilului, nici dragul nimănui. Lucrurile se pot schimba, doar trebuie să fii sincer cu tine, să înțelegi dacă ești ok cu asta sau nu. Acestea fiind spuse, să aveți o zi frumoasă. Și cu știrile din sport din Atlanta, da? Da. Și am mulțumesc mult. Ori am avut eu senzația asta că, doamnelor și domnilor, sunt Tatiana Pușcaș, ne revedem în următoarea oră, să aveți zi cât mai frumoasă. Hai să spunem oamenilor secret, atunci când ești prezentator, indiferent de ce, sport, știri, talk show, n-are importanță, și auzi în casc, producătorul îți spune, 3, 2, 1, tu! Care era senzația ta? Atunci când îți spune, tu parcă ești pe roller coaster, știi? Și noi eram live, doamne, da, tu trebuie să fii născut pentru asta. Înțelegi? Corect. Tu, ca să ai energie asta, pentru că nu oricine poate. Dar da, e emoție și eu ți înțeleg foarte bine. Îți doresc și ție succes mult și ți-am spus un exemplu pentru mine. Sper să ne vedem și în curând în persoană și îți doresc succes. Dar vreau să te văd cât mai fericită și să știi că noi te urmărim pe rețelele de socializare și chiar ne inspiri. Așa că foc la ghete, nu te opri aici. Doresc cât mai mulți invitați cu care să poți să ai o comunicare, pentru că noi întotdeauna am avut problema asta, știi, oameni care nu sunt dispuși să vorbească, dar au o istorie interesantă. Îți doresc oameni deschiși, istorie interesante, mult succes și îmi doresc ca cât mai multă lume să ne urmărească, pentru că eu te înțeleg perfect cât de mult suflet. E multă muncă, da. Cât de multă muncă este. Mersi și salutări lui Georgica și lui Monica, ne vedem. Pupici și o zi frumoasă, îți mulțumesc mult! Aș vă urez sărbători fericite acum că vine Paștele tuturor, să aveți un Paște cât mai luminos și frumos și alături de oamenii dragi. Sper ca toată lumea care este plecată să poată să aibă șansa să stea la masă de sărbători cu oamenii dragi, pentru că asta este un lucru foarte, foarte revenit de cei plecați de acasă. Da, într-adevăr, o sărbătoare a sufletului. Mersi mult, îți doresc și ție atunci liniște sufletească și fericire în familia ta. Vă reamintesc că alături de mine a fost Tatiana Pușcaș, banker associate la Chase Bank în America, fondatoarea campaniei de Crăciun Showbox Moldova și campania de Paști Hrănește un Bătrân și nu în ultimul rând jurnalistă dată de la Dumnezeu. Eu vă reamintesc, sunt Nina Cerescu și vă mulțumesc pentru susținere. Vă invit să puneți like și să distribuiți acest podcast și nu în ultimul rând să apăsați pe clopoțelul de mai jos ca să fiți abonați la canalul meu de YouTube. Astfel veți fi primit notificați când va apărea o nouă discuție de suflet. Jos pălăria pentru diaspora!